ședința de Consiliu de astăzi? Tot citire la ordinea de zi, în conformitate cu prevederile articolului 39, alineatul 4 și articolul 117, a ieșitului administrației publice locale, numărul 215/2001, de publicare de notificare și completări ulterioare, și dispoziția numărul 424/20/27/2017, a primarului orașului Dărmănești, județul Acro, vă invităm să participați de lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Dărmănești, care vor avea loc astăzi, 28/7/2017. Următoarea ordine de zi este 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26/6/2017. 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21/7/2017. 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrație unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Tehnologic de Dărmănești, a imobilului grădiniță cu program numărul 1, strada program normal numărul 1 din strada Popasului numărul 8, proprietate publică a OAT Dărmănești. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor bănești pentru lunile mai iunie 2017, aferent de personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind amenajarea peisagistică a spațiului din fața Liceului Tehnologic Dărmănești în județul Basau. 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei cantități de material de jos cu un volum brut de 1238 de cubi din lucrări Tiganca, doua 5A și 42. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF, obiectiv prin indicatorilor tehnico-economice și a ședinței general pentru proiectul în finanțare centru de zi pentru persoane vârstnice în orașul Dărmănești. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pe baza personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului al orașului Dărmănești și al serviciilor publice programate Consiliului Local al orașului Dărmănești. Punctul 10. Mai avem un proces. Punctul 10 divers. Supun la vot aprobarea ordinei de zi. Cine este pentru că? Cine s-a dat un pic? Se abține cineva? Nu. Este cineva împotrivă? Domnul Păturare, nu v-am văzut votând. Am dat un pic. Deci suntem în număr de 16 consilieri. Deci ești că am dat un coleg. Toată lumea este de acord. Da. Supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 26/7/2017. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Număr de 16 voturi pentru. Supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 21/7/2017. Cine este pentru? Abțineri sau împotrivă? Aș vrea, dacă cu acordul dumneavoastră, să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind amenajarea peisagistică a spațiului din fața Liceului Tehnologic, Dărmănești, județul Bacău. Sunteți de acord să trecem la punctul 5? Da. Dăm cuvântul domnului primar pentru prezentare. Da, bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. Am să fac o prezentare scurtă a punctului 5, amenajare peisagistică.
ținând cont de faptul că astăzi în sală sunt doi oameni de afaceri prezenți care sunt legați de acest proiect de aranjare peisagistică. În primul rând, cu ceva timp în urmă, noi am aprobat amenajarea centrului civic 2 Gărmănești. Acest proiect care astăzi este pe ordinea de zi, amenajarea peisagistică din fața Liceului Tehnologic, vine să se integreze cu propunerea făcută de amenajarea centrului civic 2. Ținând cont de faptul că în curând vom sărbători 100 de ani de la Primul Război Mondial, noi ne-am propus într-o ședință anterioară să amenajăm cele două monumente din fața liceului. Era un alt punct pe care voiam să-l dezvoltăm anul ăsta și să ne atingem obiectivul vis-a-vis de aceste monumente. Am avut o discuție cu domnul Sorin Apostol, administrator la Metal Fabric, care dezvoltă în perioada următoare o investiție pe terenul proprietate personală și învecinat cu liceul tehnologic. Am încercat, văzând acel proiect pe care în perioada următoare îl va pune în practică, să armonizăm centrul civic al orașului Gărmănești, cum ne dorim să dezvoltăm esplanada din fața liceului tehnologic și cum va arăta acest proiect pe care investitorul privat îl va dezvolta în imediata vecinătate. Și sigur că suntem interesați și să susținem investițiile private în comunitatea noastră. O să vă spună și dumneavoastră, este vorba de o investiție care va trece, cred că, de jumătate de milion de euro. Va crea 25 de locuri de muncă în Gărmănești. Și spuneam că am încercat să armonizăm acea dezvoltare a centrului civic cu proiectul pe care dumneavoastră îl susțin. Pentru că dumneavoastră aveam nevoie de o cale de acces auto de 7,5 tone pentru aprovizionare, am propus și am căzut de comun acord să facem un parteneriat între Consiliul Local Gărmănești și firma privată reprezentată astăzi de domnul Sorin Apostol, în așa fel încât dumneavoastră să facă pe o parte din această amenajare peisagistică investițiile și noi, prin acel protocol, pe perioada de existență a lucrării, să dăm acces gratuit la aleea auto cu acces de 7 până 7,5 tone. Mai exact, am făcut un studiu de fezabilitate, adică nu ne-am permis noi să ne dăm cu părerea, ci am apelat la un specialist. În urma analizei a rezultat acest studiu de fezabilitate pe care l-a plătit agentul privat, deci domnul Sorin Apostol. Și din această analiză a rezultat foarte clar ce zone vor cădea în area de competență a agentului privat și ce zone vor cădea să zic așa, în sarcina Consiliului Local. Bineînțeles că aceste zone sunt bine delimitate și au liste de cantități și sume. În urma analizei, zona numărul 1 pe care dumneavoastră o aveți în spate va fi realizată de Metal Fabric cu investiția privat, așa cum spuneam. Valoarea investiției este în jurul sumei de 130.000 de lei fără TVA, deci 1.300.000. Și partea care ține de Consiliul Local, undeva investiția este în jur de 20.000 de roni, care presupune amenajarea unui monument din cele două și spațiu verde cu un trotuar. Așa cum spuneam, noi am gândit acel parteneriat care vine să consimțească ce obligații are agentul privat după ce va termina această investiție, o va preda cu titlu gratuit Consiliul Local și ce obligații avem noi în speță de a da drept liber acces pe perioada extensiei acelui spațiu comercial
fără niciun fel de alte, să zic așa, pretenții din partea Consiliului Local, după un grafic de aprovizionare bine stabilit. Foarte pe scurt am spus ce, cam ce era de spus. Îl rog pe Sorin Apostol să ne prezinte și dumneavoastră câteva date. Da, bună ziua. Mă aflu pentru prima oară la o ședință de Consiliul Local. Mă simt onorat. Pe toți cei de față vă cunosc. Și pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Apostol Sorin, l-am mai spus și domnul primar, sunt reprezentantul firmei Metalfabe. Alături de mine am partenerul cu care o să fac această investiție. Eu atât pot să vă promit, solemn, că o să mă implic total în acest proiect. Și vă garantez că va ieși un lucru bun pentru comunitatea noastră. Atât am spus. Nu, dar ne interesa totuși în ședința de comisii ce doriți să faceți acolo. Da. Noi, numai pe partea noastră, dumneavoastră ce vreți să realizați. Da, vrem să facem un comerț civilizat și un spațiu comercial. Asta nu știam ce asociați până la un spațiu comercial. Dacă aveți întrebări, vă rog. Zima. Da, vă rog, vă rog. Când estimați începerea lucrurilor? Și terminarea lor. Și terminarea lor, evident, era a doua întrebare. Da. Lucrările sunt începute conform autorizației de construcții din, mă rog, autorizația este din 25, parcă ne amintesc, iar lucrările au început pe 10. Această lună? Iulie. Și deja suntem avansați, vrem un termen de finalizare cel mai târziu, 10 octombrie, să-mi las o marjă, dar eu zic că mult mai repede se vor finaliza. Deci nu ne închidem cu o lucrare... 10 octombrie, îmi cer scuze, Sorin, 10 octombrie inclusiv amenajarea sau doar construcția spațiului? Noi zicem că mergem cu totul la final. Okay. Deci mergem în paralel, asta am discutat și cu domnul primar, că nu vrem să întârziem lucrările cu o secundă și cu domnul arhitect și eventual cu domnul primar, implicându-ne, mergem în paralel și cu dărâmarea gardului și cu toată zona peisagistică, ci vrem să o realizăm. Da, deci eu am avut o discuție cu Sorin și cu partenerul de afacere a domnului Sorin și am gândit un grafic de execuția lucrărilor și vis-a-vis de obligațiile pe care noi le asumăm în ceea ce privește demolarea gardului și așa mai departe și vis-a-vis de termenele pe care și le-au propus dumneavoastră. Sincer, mi-aș dori ca de zilele orașului Dărmănești, care vor fi undeva în două, în perioada 20 septembrie, această investiție să fie finalizată. Ar fi o bucurie pentru noi, nu știu, tehnic, eu sper să se poată încadra. Să, da, să putem sărbători și prin deschiderea acestui spațiu comercial, centru comercial, nu știu cum să spun, modern, care cu siguranță va fi un mare, va aduce un mare plus pentru comunitatea dărmăneșteană. Sigur că este gândit destul de bine, știm fiecare ce avem de făcut, sumele sunt la momentul ăsta disponibile, deci, din punctul meu de vedere, să țină vremea cu noi și să ne permită să putem lucra în șantier, în așa fel încât undeva 20 septembrie să fim, să zic eu așa, la final. Dacă mai aveți întrebări... Stați, colegi, dacă mai... Vreau să spun aceeași întrebare. Dacă sunt întrebări, așa. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Mai are cineva un lucru de întrebare? Doar ți-i dorim un succes. Supunem la vot punctul 5 de pe ordinea de zi. Cine este pentru, vă rog frumos? Se abține cineva? Cu 16 voturi, 7. Deci ați votat pe da? Împotriva? Da. Domnilor invitați, dacă vreți să participați în continuare la ședință, sunteți bineveniți. Dacă nu, vă mulțumim. Mulțumim că ne-ați sprijinit și toată crederea. Ne întoarce pe șantierul. Mai bine, sănătate. Dăm... Mergem mai departe la punctul numărul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea unității de învățământ cu personalitate juridică, Liceul Tehnologic Dărmănești, a imobilului grădiniță cu programul normal numărul 1 din strada Copasului numărul 8, proprietate publică OAT Dărmănești. Cine ne prezintă acest proiect?
ne prezintă domnul primar. În primăvara anului 2017, noi am avut pe masa de lucru o hotărâre de Consiliu prin care treceam acest spațiu, grădinița normal, din administrarea liceului în domeniul privat al Consiliului Local. În urma, datorită faptului că s-a deschis grădinița nouă, doamna director la acea vreme a spus că nu mai e necesar acest spațiu. În urma cererilor, solicitărilor cetățenilor de graza orașului Dărmănești de înscriere la grădiniță a copiilor în anul unicul școlar 2017-2018, s-a constatat că numărul de cereri este mai mare decât capacitatea pe care o are astăzi grădinița cu program prelungit. Ca atare, doamna directora Sandea a solicitat din nou să punem la dispoziție vechiul spațiu al grădiniței numărul 1. Clădirea și terenul aferent, situat în strada Copasului. Sigur că acea locație este liberă la acest moment, vom face o igienizare în sălile de clasă și după acceptul dumneavoastră punem la dispoziție acest spațiu în așa fel încât în începutul toamnă 2017 se poată ține cursuri pentru școlare, pentru grădinița de program normal. Sunt întrebări? Dorește cineva să ia cuvântul? Supunem la vot punctul 3 de pe ordine de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Votul împotrivă? 17 voturi. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul numărul 4 de pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor bănești pentru lunile mai-iunie 2017 aferentă personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Da. Am să fiu foarte scurt aici. Știți că noi avem un obicei bun de a plăti la timp aceste drepturi salariale. În luna mai nu am avut solicitări din partea directorilor de școli sau acele solicitări au venit mult prea târziu, da? Și nu am reușit să ne mai încadrăm cu documentele pentru ședința de Consiliu. Astăzi propunerea este de a face de contul pentru luna mai și iunie 2017. Avem anexa 11.070, defalcat fiecare școală, liceul tehnologic, școala 2, școala Procu și școala numărul 3. Sunt întrebări? Da. Domnul consilier Marius de acum. Consiliul local are o atitudine pozitivă. Au avut o atitudine pozitivă. Nu la fel și atitudinea cadrelor didactice. Am solicitat public ca astăzi să fie prezente doamnele directoare de la școli. Să facem o analiză a sistemului de învățământ din localitatea Dărmănești, care este dezastruos. Mai avem un picuț și o să ajungem sub masă. Pentru că la momentul la care vorbim, județul Bacău este aici, iar Dărmăneștiul este aici. Și din punct de vedere al bacaloriatului, județul Bacău fiind primul pe țară cu 80 și ceva la sută, da? Iar Dărmăneștiul având 42%. Da? Iar la capacitate, avem o școală din total prezenți, din total elevi, 2 au fost prezenți, unul a luat media, a avut media 1 și unul a avut media 1,20. La o altă școală, media este 4 și ceva, la o altă școală este 5 și ceva. Adică, iar aceste rezultate sunt în scădere continuă, de la an la an. Anul trecut am întrebat o doamnă directoare unde plasează unitatea de învățământ pe o scară de la 1 la 10 și mi-a răspuns cu voieșie între 9 și 10. Dar media rezultatelor la capacitate pe școală era 6,40. Iar anul ăsta e 5,40. Adică
Consiliul Local răspunde pozitiv solicitărilor venite din partea școlii, dar ar trebui ca la un moment dat și școala să dea o anumită, nu, sună cu o mistoidare de seamă, sau, dar să conștientizeze faptul că au o mare responsabilitate. O mare responsabilitate. Pentru că fără educație totul este o poveste. Sistemul de învățământ, cel puțin cel liceal din Dărmănești, este rupt de realitate. În Dărmănești funcționează o seamă de firme în prelucrarea lemnului. Nu există nicio secție de prelucrare a lemnului la liceul tehnologic. În Dărmănești funcționează o mână de firme în domeniul construcțiilor. Nu există nicio secție în domeniul construcțiilor. În schimb avem secție de mecanici auto. Cei care aveți mașini și sunteți de față, nu știu câți v-ați dat mașina pe mâna unui elev absolvent al liceului tehnologic, pentru că atelierul, dotarea atelierului este execrabilă, n-au un elevator, n-au o transpaletă. Însă nici n-am văzut din partea cadrelor didactice care au tot felul de solicitări interesante, un proiect. Petromul acordă proiecte, dezvoltă proiecte prin țara lui Andrei. Kaufland acordă bani de asemenea pentru învățământ. Trebuie doar să creionezi un proiect, să-l depui, să participi și să obții o dotare adecvată. Am militat pentru un proiect la școala numărul 2 Dărmănești pentru construcția unui anfiteatru. Răspunsul celor de la școala numărul 2 au listat foile și le-au trimis goale către primărie. Nici măcar să completeze foile. Numele și prenumele, școala, contul, banii, nici măcar atât. Da? Adică eu mă voi abține aici și am vrut, îmi cer scuze, poate am vorbit prea mult, am vrut să fac o motivație a faptului pentru care mă voi abține la acest vot. Adică nu e un vot împotriva celor, poate cei care solicită banii de navetă, nu au nicio legătură cu ceea ce am spus eu și sunt oameni de bună credință. Dar un semnal trebuie dat. Asta este părerea mea. Da, mulțumesc, Marius. Mulțumesc. Ca în ședința de luna anul ăsta, să invităm directorii de școli să avem o discuție aplicată, potrivită foarte clară, vis-a-vis de cele spuse de tine, și mai fac o completare. Să știți că noi avem și am avut ca și temă de casă eu două probleme legate sau care țineau de liceul tehnologic de Dărmănești. În primul rând, înființarea unei clase de serial și am făcut demersuri la nivel de minister și la acest moment nu avem un răspuns afirmativ și datorită faptului că la nivel național suntem foarte, eu știu, jos clasați în acel top al rezultatelor. Și doi, am avut un proiect depus pe PNDL 2 vis-a-vis de, eu știu, modernizarea liceului tehnologic, un proiect care suma se ridica undeva la vreo 7 milioane de euro și la fel a fost, eu știu, catalogat ca nefinanțat acest proiect datorită faptului că rezultatele sunt slabe și, al doilea punct, numărul din ce în ce mai mic de ele. Deci, la nivel de minister și de, eu știu, gândire guvernamentală, se finanțează acele unități școlare care sunt, care tind spre performanță maximă. Nu avem la acest moment rezultatele pe care noi ne-am dorit, deși, așa cum ați văzut, de fiecare dată ne-am asumat și ne-am achitat de sarcinile pe care noi ni le-am luat ca și Consiliul Local. Cred că într-o ședință, în ședința din luna august, o rog pe doamna secretar să noteze și să invite directorii de școli, cei care îi avem la acest moment, o dare de seamă, sau nu știu, să ne prezinte pe scurt, așa cum cred lumea lor, care sunt cauzele care au dus la obținerea acestor rezultate, care sunt mult sub media, mult sub media de județ. Doamna Mititelu, vă rog, dacă mai... Sau un om care vin de sistemul de învățământ. Știți ce v-aș întreba? Care e școala cu 0 sau 1 procent? Concret aș vrea. Sigur, eu vorbesc așa. Cu date de pe site-ul Ministerului. Dar e școala de rom? Școala de rom. Nu e școala din localitatea Dărmănești? Ba da. Deci care să vă citesc? Liceul tehnologic. Da. La bacalaureat eu știu 50%.
media liceului 6,29. Școala numărul 1, 14 absenți, o medie de 1 și o medie de 1,50. Deci, școala numărul 2, Tărmânești. O secundă. Media școlii 5,94. Care era aia? Numărul 2. Școala numărul 3, Tărmânești. Media școlii 4,55. Și vă citesc niște note interesante. 2,55, 1,30, 2,50, 1,25. 10 n-aveți? Poftim? Nu le-ați luat școala de 10? Nu există note de 10 în Tărmânești. Elevul tineți, poftim? Ați luat criticăm atât. Păi, eu ce zic, elevul tineți de la școala Boștea. Școala numărul 3, 4,55. Ați dăm la turbat. Școala Plocu, 6,41. Școala Lapoș, 6,35. Nu avem nicio școală în Tărmânești care să aibă media generală peste 7. Astea sunt rezultatele de la capacitate. Astea sunt notele media pe, la examenul de capacitate. Mulțumesc de suflet că mi-ați așa. Deci, trebuie să vorbim că lucrăm într-un învățământ de masă. Trebuie să vorbim că lucrăm la lucrăm. Vorbesc la plural fiind vin din sistem. Se lucrează la școala de rom. Știți cum se lucrează disciplinar în zona cu rom? Ei nu vin la școală regulare, ei vin doar atunci când primesc acel cod cu date, pentru care după ce le-am pleacă acasă. Așa. Să nu să ferească Dumnezeu pe un cadru didactic să lucreze la școala de rom, câte apelativi. Facem excepție. Nu, dar e plus. Dar acolo este cu unul, media unul. De ce să vorbim de cum e școala din Dărmănești? Ba da. Deci elevii rom nu sunt tot din Dărmănești. Elevii rom nu sunt tot din Dărmănești. Profesorii care prestează la școala de rom nu sunt profesori din Dărmănești. Și v-am ascultat când ați vorbit, vă rog din suflet să mă lăsați și pe mine să vorbesc. Deci, în momentul în care lucrez la o școală de rom, eu nu vreau să mai dau explicații suplimentare pentru că sunt deprisos. Numai cine lucrează în sistem, numai cine stă în miezul problemei și dă seama ce dificultăți întâmpin acolo. 2. Deci e vorba de școala de rom care are 1 și ceva media. Nu de liceul de grupul ăsta, liceul de grupul ăsta. Dar nu sunt doamnă că liceul are media 1. Păi în momentul în care, în momentul în care spunem clar și dăm pe televizor că există în Tărmănești școli care au promovat, care au luat la capacitate unu și ceva, foarte clar și strigător la cer. Dar trebuie să explicăm care școală este în această situație. 2. Ați vorbit de eu întâmplător, știu niște situații. La școală la Boiște, elevul chinez are nota 10 la matematică, 9,70 la română. Știți cu ce mediu intrat? Elevul Băliș, Ștefan, parcă cheamă pe-a doilea copil al Martei. Așa, o la 10 la matematică, 9,40 la română. O ieșit cu media generală de admitere la, pentru liceu, 9,70. Asta nu înseamnă nimic în Tărmănești. Nu aceiași profesori lucrează, deci în momentul în care profesorul intră în clasă. Vă rog frumos să mă lăsați să facem dialog. Domnul, vă rog, să faceți un monolog aici. Nu, păi cum, pentru asta v-am lăsat și v-am ascultat. Da. De ce nu mă lăsați? Da, deci, stați o lămurit. Dar ce să lămurim? Dar ce să lăsați? Să spun și atunci ce am întrebat. Că fac media între cei care au luat 1 și cei care au luat 1. De acord. Cei care au luat 1 nu sunt elevi din Tărmănești, doamna profesor. Da, corect. Dar lăsați-mă să continui. Profesorii care predau, nu predau. Predă la toată lumea. Și în momentul în care ai intrat în clasă și ai predat la 30 de copii, la nimeni nu le-ai imputat legile. La toată lumea ai predat și rezultatele le ai pe măsură, în funcție de. Dacă are ce mâncare, apuși ce mâncare acasă. Dacă ridicați volumul, să știți că și eu pot să ridic. Păi nu ridic volumul, ca să vă fac acoperit, că nu mă lăsați să vorbesc. Nu vorbesc, că să vă lăsați. E greu să mă convinteți. De ce nu vă convinteți? Sunt om ca să vin din sistem. Da, doamna profesor. Domnul Maru, dar să vedeți un sistem care, din păcate, este putret și nu vreau să recunoaște. Nu mă lăsați. Deci eu sunt mulți de activitate pe care nu să-și vreau să facă 5 ani în învățământ. Suntem cu acoșiți, doamne. Și foarte respectat. Rugămintea mea este ca în ședința de la urmă să invităm... De acord? Dar lăsați-mă, vă spun cu tonalitatea necesară. Așa. Deci, în momentul... Vă rog, domnul primar, lăsați-mă, vă rog. Chiar credeți-mă că nu mai pot. Deci, în momentul în care lucrez în clasa aia, sunt și copii buni și copii foarte buni. Atunci timp cât mie mi-am un copil 10 la matematică, înseamnă că am muncit în clasa aia. Și 9 și ceva la rând, nu știu ce așa, aici nu mai știu pe nume. Dar și știam despre ce-i vorba, veneam pregătită. Nu, doamna, domnul consilier de Arconescu a venit cu media de școală. Nu, nimic împotrivă, păi nu mă lăsați să sunt și voi foarte buni și sunt și voi. Corect, și atunci când facem media, dacă depășește 6 uneori, să știți că e acceptabil. Dar nu pe ceva, nu vreți să mă lăsați să spun, copiii noștri
vin de acasă, cu părinții plecați în străinătate, ei tot timpul bulevardează pe drumuri. Sunt copii care n-au ce mânca, știți că de ajutoare sociale sunt la primărie. Eu trăiesc într-o zonă cu oameni foarte necăjiți și toată viața, și toată viața voi spune acest lucru și voi ține partea. Știu ce de capul lor, copii care n-au ce mânca, copii care n-au să-i învăța. Și atunci copilul când vine la școală, eu dacă poate citi și să vorbi când devine clasa 8, uneori e foarte mulțumită. Că citesc îi străveziu, că citesc, că văd despre ce-i vorba. E vorba de liceu, deci corectă se face media. Și în momentul în care se face media, repet, în momentul în care depășit 6-10 o clasă, este acceptabil. Bun. Ideal ar fi să fie 7-8, dar mai rar. Bun. E vorba de liceu. Știți ce copii avem de la liceu la Dărmănești? În momentul în care rămân cu licență la clasa 8-a, nu se înscriu la examenul de testare națională, deci și dau cu licența, promovează, testare națională nu mai dau, știți unde se înscriu? La liceu la Dărmănești, acolo mai faci locul. Ăia sunt copiii cu care se lucrează colegii mei de la liceu de la Dărmănești. Sigur, întrebarea mea este, cum putem face ceva în ideea de a crește performanța? Da, în momentul de față. Pentru că noi, Consiliul Local, suntem un for decizional, alocăm niște resurse împreună cu directorii de școli să ne propunem să vedem ce putem sau cum ce trebuie să facem să obținem mai mult. De asta am spus, într-o ședință ulterioară, ne vom întâlni și vom dezbate aceste puncte în așa fel încât să obținem performanțe mai bune. Deci asta a fost ideea. Nu cred că ideea domnului consilier a fost tendențioasă sau sunt niște rezultate. Nu, sunt niște rezultate pe care noi trebuie să ne le asumăm. Deci în momentul în care am avut discuții la Ministerul Învățământului vis-a-vis de aceste investiții, mi s-a spus că astea sunt rezultatele pe care noi le-am obținut. Ideea este să vedem ce putem face așa pentru să creștem. Ai localități. De ce să nu știm necazurile pe care le întâmpinăm până știți câtă muncă s-a mulțit și cum trebuie să ajung la 5-6? Eu vă spun că și sistemul de învățământ are probleme și chipele lui și carențele lui. Dacă ar fi să ne uităm la câți profesori, câte cadre sunt, eu știu, titularizate, câte sunt, nu știu de care, câte sunt, o să vedeți că acolo încep să apară niște probleme și sigur că, adică trebuie să ne recunoaștem și partea de lucru care nu este, deci asta e ideea. Și să vedem ce putem face în așa fel încât să creștem. Eu mi-aș dori foarte mult, ați văzut că noi am venit și cu componenta aia de burse sociale și de burse de performanță, eu mi-aș dori să avem la Dărmănești, nu știu, 50 de olimpici, sau 20, sau 30, sau... Avem și olimpici, păi nu-i vede nimeni, nu-i vede nimeni. Și dăm o secundă, un minut mai lăsați. Eu cunosc ele nu la nume, dar dacă vă văd domnul Diaconescu în particular, îi dau și nume. Copil venit de la Dărmănești în prag de colicență, în clasa 12, și-a luat bacalaureatul la Dărmănești cu 9 și ceva la asta înseamnă că se începe. Deci domnul Diaconescu, chiar ați văd la în particular. Da. Deci, se poate... Mulțumim, haideți că am luat foarte mult subiectul pe... Mie îmi place că întotdeauna vina este pe partea aia la alta drumului. Nu, trebuie la fiecare să drumul nu e niciun fel de bine. Dar dumneavoastră ce considerați, la experiența pe care o aveți, cadrele didactice au vreo preocupare în sensul ăsta de a îmbunătăți? Permanent o. Permanent. Dar și materia primă pe care o modelele deci, se deschide așa de acolo. Permanentă de a crește nivelul, dar eu scade. Da. Atunci, unde e problema? Păi materia primă pe care o modelez, uneori nu-i convenabilă. Faceți oală dintr-un lut, nu știu de care, și faceți și din zi. Am înțeles. Da. Domnul președinte, vă rog. Ok. Domnul Moise Calu. Hai, să vă rog. Am și eu pentru sistem, voiam să spun un singur lucru. Când un elev îți vine dimineața pe la 8 și ceva, când ajunge și el și te întreabă prima dată, domnul profesor, când se dă cornul și la ăla mai faci ceva în ziua aia? El e rupt, e terminat. Și de foame, și de sete, nedormit, că tascul cu măsul a venit de la Crășnă, pe la 12 ore și scandal, și faci cu ăla treabă, păi normal că la bai din steaua lui din 1 și 2 nu mai iese. Și atunci facem o medie între celălalt care, vorba aia, are o condiție bună, vin și iau un 9-10, sau între 9 și 10, facem o medie între ăsta și ăsta, păi dar cum putem să-i faci? Stimați-mă, ce facem media? Era alta, nu să criticăm sau să avem. Era vorba de o analiză. Și să găsim, dacă aveți soluții, să ajutăm. Cu atât mai mult este imperios necesar să vină domnii directori la o ședință, să ne consultăm împreună și să venim cu idei pro, adică să ajutăm, nu să stabilim.
care copile flământ sau că nu, asta era subiectul ședinții domnilor. Deci haideți să, să revenim, că se prinde seara aici cu discuții inutile, vă rog frumos. Haideți să fim un pic mai... Da, ce... Da. Lungim așa până la șapte, deci... Domnul Balaș, aveți ceva? Atâta vreau să vă spun. De 27 de ani s-a schimbat sistemul de învățământ și a, în România s-a renunțat la acele școli profesionale sau școli de meserie. E o povară. Nu știu cum, e o povară pentru unii să termine un liceu. Asta trebuie să ne gândim și suntem normali. Aș vrea din partea UAD-urilor dacă s-ar putea face demersuri pentru reînființarea acestor școli de meserie. Noi în Dărmănești nu ne trebuie numai profesori, ingineri, directori, ne trebuie și muncitori calificați. Dar trebuie să vină solicitare din partea directorului. În ce domenii? În ce domenii? Și asta va fi o idee. În ce domenii? Nu în domnul director. Asta e. Era bine, dar era chemat. Asta va fi lucrul cel mai bun pentru să înființe mai bun. Deci nu au voi fi chemați aici. Și atunci o să discutăm subiectul ăsta astăzi pe ordinea de zi. Avem, dacă suntem de acord, să le dăm de acele sume de bani. Hai să punem la vot dacă sunteți de acord. Vorbim, nu mă lungesc. Vorbim lucruri care nu țin de... Deci nu mai, nu mai e vorba de joc. Deci dumneavoastră puneți cu lucruri sau nu? Eu vă întreb frumos, am lucrat în domeniu, vreau să spun și eu o problemă. Nu ridicați tonul, că nu... Păi nu, dar și ce dacă nu ridicăm? Dacă aveți legat, de discutat ceva legat, de decontul... Învățământ, de dumneavoastră, știți poate, dacă aveți. Da, deci cum aveți, dacă nu la diverse... Eu mai de-aia spun, sunt și profesor la Plopu, între două navete, între două mașini. Asta vreau să spun eu. Și noi gândim. Dar nu spune doamna Conghița, de ce? Și la propus sunt rom, țigan, care se pun în gură domenii. Dar cu profesorul în clasă, ce să mai facă când el iese pe ușă și fac, joacă teatru acolo și face comedie cu ele în clasă? Râdeți. Ce oră să mai facă? Deci ce aș spune dumneavoastră, eu sunt de acord că aveți de asta. Ideea este, pentru asta trebuie să chemăm acești directori, să găsim soluții împreună. Că nu asta nu era subiectul acestei, acestei urmă de zi. Da. Cine este pentru acordarea de conturi? Se abține cineva? Domnul Diaconescu se abține. Voturi împotrivă, dacă avem. 16 voturi pentru și o abținere. Domnul consilier Diaconescu se abține. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 6 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017. Cine ne-l prezintă? Doamna... Doamna Genuță. Doamna Genuță, vă rog. Doamna Contoasă. Avem o creștere a veniturilor cu suma de 35.000 lei. Astfel, veniturile cresc de la 19.541,60 lei la 19.576,60 lei. Creșterea este la capitolul 35.001, respectiv la venituri din America. Propun ca acest venit să partizat astfel. La capitolul 61.02, Poliția Locală, suma de 15.000 de lei pentru achiziția de uniforme și echipament a polițiștilor. Și 20.000 de lei la capitolul 7.02, Servicii Publice Locale, pentru servicii de cadastrare. De asemenea, la lista de investiții vor interveni următoarele modificări. Luăm 370.000 de la capitolul 6602, de la obiectivul achiziției clădirii centru medical și îl mutăm la capitolul 8402, la străzi, pentru reparații capitale drumul cu tratament bituminos dublu de suprafață. De la capitolul 7002, de la servicii publice locale, luăm 100.000 de lei de la obiectivul achiziției automacelă
și ducem astfel 20.000 de lei pentru amenajare peisagistică în liceul tehnologic. 14.000 de lei achiziții stații de așteptare maxitaxii și 16.000 de lei pentru achiziție panouă luminoase semnalizare turistică. Pardon, am spus să nu greșesc. Și 50.000 de lei pentru reparații parcare, drum, pote la peș. Deci, acestea sunt modificările care intervin doar în lista de investiții. Celelalte cheltuieli rămân neschimbate. Da. Dacă aveți întrebări, domnilor colegi. Nu există nicio întrebare. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă sunt abține, voturi împotrivă, toată lumea este de acord. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local a fost adoptat. Trecem la punctul numărul 7 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei cantități de materiale morți cu un volum brut de 1238 metri cubi din OAP Ciganca, OA 5A și 42A. Da, să prezint eu. Vă prezint, domnul. Foarte pe scurt, am avut o discuție cu ocolul Silvic Lignum, cel care prestează serviciile de bază. Ne-au propus pentru marcare 3 UA-uri, 5A, 5A parte și 42A din UP Țiganca. A rezultat un volum de 1238 de metri cubi. Parte din acest volum este lemn de foc, parte este lemn de lucru, în mare este vorba de lemn de rășinoase. Am propus, în urma unei analize și a unui calcul, ca licitația să pornească de la 100 lei metru cub volum brut, lococioată. Aveți regulamentul de organizare a licitației, caietul de sarcini și documentația de atribuire în baza hotărârii Guvernului 617. După ce veți aproba acest proiect de hotărâre, în perioada imediat următoare, vom organiza licitația publică cu studiare. Sperăm să avem agenți economici interesați pentru a judeca acest loc de 1238 de metri cubi. Și, sigur, ne dorim să obținem un preț cât mai mare. Deci prețul de pornire este 100 de lei metru cub lococioată și de aici prețul de pornire cât mai sus. Dacă sunt întrebări, vă rog. Da. Domnul Balașu, dacă mai este cineva să-mi scrie la cuvânt. Da. Pentru comisie am cerut fișa tehnică și am constatat că sortimentul și demnul de lucru este sub 50%, distanța de scos apropiat. E în mare, deci un preț de pornire. Da. De pornire, da. Dacă mai se discute. Domnul Roman. Deci, din această masă totală de lemn care îl dăm noi în exploatare, am putea să creăm și la nivelul Oad-Dărmănești o rezervă pentru eventuale intervenții, Doamne ferește, incendii, de alte probleme, că tot am alocat la deci, cantitate de... Adică să o dăm într-o locație la cineva și când avem nevoie să ne livreze material pentru a... Haideți să vă răspund că am înțeles ce întrebarea dumneavoastră. Acest volum de 1238 este scos la licitație și va fi vândut. Nu intervenim în separat de aceste UP-uri. Da, vom mai scoate la licitație în perioada următoare sau solicităm marcare pentru încă alte suprafețe, să avem în primul rând lemn de foc în toamnă pentru școli și ce mai avem noi și acolo, sigur, vom avea și o rezervă de lemn de lucru. Asta mă referam la rezerva. Deci nu aici. Din volumul ăsta brut nu intervenim, va fi vândut agentul economic care va judeca licitația și nu avem treaba aici. Da, ulterior vom mai scoate. Da. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul dintre colegii noștri? Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? 17 voturi. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind vânzarea materialului lemnos a fost adoptat. Da. Trecem la punctul 8
pe ordine de zi proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF, obiectiv mixt a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în orașul Dărmănești, județul Bacău. Ne va prezenta domnul primar. Sigur, cu ceva timp în urmă am aprobat participarea Consiliului Local la acest proiect. Este vorba de clădirea centrală din fosta incinta Spitalului Dărmănești. Am făcut o analiză și, din punct de vedere tehnic, acea clădire poate fi reabilitată. Am găsit o axă care poate să finanțeze astfel de investiții. Am găsit și o destinație în ideea în care vom obține finanțarea pentru acel spațiu. Este vorba de înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice. Am făcut și o analiză la nivel de oraș Dărmănești să vedem cam câți beneficiari ar putea, eu știu, să obțină anumite facilități din acest centru. La acest moment, peste 2000 de persoane din cetățeni din orașul Dărmănești au vârste peste 65 de ani și ar putea să beneficieze de facilitățile acestui centru. Sigur că am făcut și o analiză a resurselor financiare pe care Dărmăneștiul le are. Mă refer la veniturile pe care le încasăm la Consiliul Local, bugetul local și fără să apelăm la o sursă externă de finanțare, nu am putea singur să dezvoltăm această investiție. Valoarea investiției este undeva la 2.836.000 de RON, adică peste 28 de miliarde. Partea noastră de cofinanțare este 556.000 de RON. Aplicăm la acest proiect, sper ca el să obțină și finanțarea și cu siguranță va fi un plus pentru comunitatea de Dărmănești. Dacă aveți întrebări, vă rugăm. Nu sunt comentarii, domnul Moise Carp. Nu, comentarii nu, ceva de urmări. Ce? Cred că este un loc foarte bun, pentru că având în vedere situația din Dărmănești deocamdată, locul de muncă nu prea, siguranța vă scade din ce în ce mai mult, odată cu creșterea numărului țiganilor, cred că e un loc bun pentru că Dărmănești în câtva timp o să rămână doar cei bătrâni. E un loc bun pentru mine. Mulțumim, domnul Moise. Mai are cineva ceva de spus? Trecem la vot. Supunem la vot în punctul 8 de pe ordine de zi. Cine este pentru, dragi mei? Se abține cineva? Votul împotrivă? Nu sunt doar la. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 9 de pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Dărmănești. Ne va prezenta domnul? Eu. Primar. Da. Domnul eu. Este un proiect de hotărâre la care am lucrat mult în ultima perioadă, nu singur, împreună cu colegii din aparatul de specialitate a primarului, împreună cu o parte din colegii consilieri și mulțumesc lui Marius Diaconescu că s-a implicat direct și am avut, să zic așa, până la urmă, am venit în fața noastră cu un proiect de hotărâre care încearcă să rezolve parte din problemele vis-a-vis de salarizare pe care salariații noștri le au. Vreau să vă spun că am făcut o analiză și am spus și în comisii, a veniturilor pe care noi le avem la nivel de Consiliul Local. Și pentru cei care nu știu, bugetul este format din două secțiuni, vorbim de bugetul de funcționare și bugetul de dezvoltare. Bugetul de funcționare include salariile personalului din cadrul aparatului de specialitate a primarului și cheltuieli strict legate de utilități, și aici mă refer la gaze, apă, curent, telefoane și așa mai departe. Acolo unde există o echilibrare a celor două secțiuni de funcționare și dezvoltare, sigur că se întâmplă lucruri bune în comunitatea respectivă
Și ideal ar fi ca bugetul de funcționare să fie undeva în jurul procentului de 50% și bugetul de dezvoltare undeva la fel 50%. La momentul în care am preluat conducerea primăriei Dărmănești, bugetul de funcționare mergea undeva spre 80% și ceva și bugetul de dezvoltare, sigur, era subdimensionat. Asta înseamnă că un buget subdimensionat vis-a-vis de dezvoltare nu asigură dezvoltarea comunității, nu asigură investiții, nu asigură cofinanțări. Am, să zic așa, lucrat foarte mult pe bugetul de funcționare și am reușit să ajungem undeva în procent de 63% buget de funcționare la momentul discuției și 37% buget de dezvoltare. Asta înseamnă că toate cheltuielile inutile care erau făcute pe bugetul de funcționare au fost eliminate, toate acele contracte de mentenanță și alte tipuri de contracte care consumau sume importante din bugetul de funcționare au fost eliminate și am dus acele sume către bugetul de dezvoltare. Vorbeam de cheltuirea eficientă a banului public, iată că acest indicator dă un răspuns foarte clar vis-a-vis de cheltuirea eficientă a banului public. Cât din banul public se duce spre dezvoltare. La acest moment, când discutăm de salarii, sigur că am avut în primul rând în față constrângerile bugetare pe care noi le avem, ținta de a coborâ acest nivel al bugetului de funcționare cât mai jos, da? Și pe de altă parte, am ținut cont de un echilibru al salariilor. Nu putem cere personalului foarte, foarte multe lucruri în condițiile în care noi îi plătim foarte prost. Am avut câteva principii care au stat la baza modelului să zic așa, calcul al salariilor și aș vrea aici să enunț câteva. În primul rând, principiul legalității. Tot ceea ce facem noi are la bază legea și respectarea legii. În primul rând, în al doilea rând, principiul nediscriminării. Deci nu putem să facem discriminări între colegi care au aceeași pregătire, aceleași studii, aceeași experiență. Nu mi se pare normal ca unii să aibă salarii pe o anumită poziție și alții mult mai sus. Principiul egalității, principiul importanței sociale a stimulării personalului din sectorul bugetar, da? Principiul transparenței și, foarte important, principiul sustenabilității financiare. Adică ceea ce ne propunem noi astăzi și ceea ce am venit ca proiect de hotărâre și dumneavoastră veți aproba pe noi, să poată să fie sustenabil și în perioada lunilor și anilor viitori. Această analiză a fost, sigur, de mai multe ori trecută prin filtrul specialiștilor și ceea ce vă propunem noi astăzi dumneavoastră este o grilă pentru personalul contractual și o grilă pentru funcțiile publice care, pe total, duc la creșterea salariilor la 85% din angajații primăriei. Repet, 85% din angajații primăriei în perioada următoare vor avea salarii mai mari decât la 1 iunie. Nu sunt salarii foarte mari vis-a-vis cu 1 iunie, dar există o creștere. De exemplu, aveam muncitori necalificați care câștigau 1000 de lei sau 1100 de lei. Sau muncitori calificați care câștigau 1200-1300 de lei. Există o, și ținta noastră a fost să ridicăm aceste salarii, în special la personalul contractual, în așa fel încât să creăm un echilibru. Repet, deci 85% din personalul angajat la acest moment beneficiază de o creștere a salariului. Sigur că diferența de 15%, unii dintre ei înregistrează scăderea de salarii, iar alții se mențin pe aceleași poziții. Vorbeam de principiul egalității și am să mă justific de ce la unii colegi au scăzut aceste salarii. De exemplu, pe aceeași poziție, să spun, de exemplu, inspector superior, avem 7-8 inspectori superiori, teoretic ar fi trebuit și practic ca fiecare să aibă același salariu de încadrare și să-i diferențieze doar treapta de vechime.
în realitate nu se întâmpla așa, aveam 4-5 salarii pe aceeași treabă. Sigur că le-am nivelat, la unii dintre ei au crescut, la alții salariile au scăzut. Per total, ne încadrăm în aceeași anvelopă salarială pe care am prognozat-o la începutul anului, da? Am gândit acele creșteri, așa cum spuneam, la cei care, din punctul nostru de vedere, au fost an la rând defavorizați și am creat, conform legii, și un fond de premiere de 5% care este la dispoziția primarului și care va fi utilizat în condițiile legale. Avem personal care, după ce și-a îndeplinit atribuțiile de servici, vor, sigur, face și alte atribuții în plus, în așa fel încât să avem posibilitatea să-i premiem. Dacă ne raportăm la nivel, să zic, eu știu, regional sau la nivel de țară, să știți că salariile de la Bermănești nu sunt nici mari, nu sunt nici mici. Avem localități care au salarii mai mari ca noi pentru că au bugete mai mari și avem localități care au salarii mai mici ca noi. În rândul orașelor, noi suntem echilibrați. Sigur că ține foarte mult de gradul de încasare a sumelor pentru a putea plăti aceste salarii. Nu încasăm sumele de la buget, sigur că avem o reală problemă. Și aș vrea să vă mai spun un lucru. La nivel de organigramă, noi avem 130 de posturi prevăzute. În realitate, sunt 84 de angajați și 2 demnitari, primarul și viceprimarul. Deci sunt în total 86 de angajați ai primăriei Bermănești, iar organigrama prevede 130. Deci lucrăm cu 40 sau câte posturi sunt vacante și ținta noastră este să nu mai facem angajări decât pe punctele forte, pe punctele cheie, acolo unde chiar stăm rău, sau pe posturile unice. Avem în derulare acum un concurs pentru auditor public, este postul unic, el este vacant și ne obligă legea să ocupăm acest post, da? Și, în principiu, ne-am propus ca să funcționăm în continuare cu schema subdimensionată pentru a avea niște salarii mai decente. În condițiile în care am fi avut 130 de posturi ocupate, salariile ar fi fost mult, mult mai mici, în condițiile în care respectam acel 60-40, sau trebuia să dăm niște oameni afară. Există o continuă fluctuație, unul mai iese la pensie, unul și-a dat demisia, unul a plecat în creșterea copilului, deci permanent sunt fluctuații, dar ca și țintă, față de preluarea mandatului, suntem sub nivelul din iunie 2016. Dacă aveți întrebări... Dacă vrea să scrie cineva la cuvântul dumneavoastră. În primul așa avem pe domnul viceprimar, care s-a înscris dacă nu dorește să... Ala Bidețe. Domnul Balaș, vă rog. Ceea ce ne-a spus domnul primar e pertinent, dar ar fi fost bine să fie liderul de sindicat sau vice-liderul grupei sindicale să ne spună și poziția lor. Da, am să vă spun și eu. De consiliu, am avut... Noi ascultăm o parte, da. Știți, am vrea și partea. Da, deci, legat de procedură, să știți că eu am avut o discuție cu sindicatul, am încheiat un proces verbal și am zis noi, privind acordul sindicatului pentru stabilirea salariilor de bază conform legii 153, am avut discuții cu sindicatul, acel protocol sau proces verbal vi l-am trimis la MAPA, este însușit de vice-liderul de la Bermănești, Sorina Babei, președinta nu era prezentă sau liderul nu era prezent în unitate la acel moment, îl aveți la MAPA, am discutat acolo cu ei foarte clar toate condițiile, în condițiile în care, repet, 85% din salariați au creșteri salariale, nu mi se pare o treabă rea. Da, deci am avut discuții, nu știu dacă era nevoie de prezenta vice-liderului aici sau a liderului, pentru că am pus la MAPA acest proces verbal. Deci în momentul în care noi am propus acest proiect de hotărâre și am trimis acele grile de salarizare, sigur că am avut la bază discuții cu sindicatul. Stabilirea unor salarii sunt două părți, știți? Repet, și am spus, am avut discuții și cu... Da. Mai aveți ceva de spus, domnul Balaș? Da. Domnul Diaconescu, vă rog. Domnul Despa. A, scuze, v-am văzut domnul Despa. Mi se pare, eu ce avem în față, nu este un sistem de salarizare, este un stat de cu
Este o grilă de salariu. Nu avem voie să dăm nominal. Știu, știu. Mi se părea normal să fie atât în față. Și salariul brut, care a funcționat prima dată de 30.06. Să vedem de exemplu cu exterior juridic. Cât are, cu cât beneficiază, cât îi crește salariul. Plus că trebuia pe vertical, a făcut sume. Așa cum, așa mi se pare mie corect. Cu ce? Mai rău de dată? Te rog. Deci am spus că mi se pare corect pentru că o firma asta apară, mă dădea voie să spune, se pune și salariul care a funcționat până la data de 30.06. Și aici știam foarte clar, auditorul ăsta, cât a avut? A avut 15.000 de lei, a avut 3.190. Vedeam cum se crește fiecare, fiecare post, că vorbim de post de mână de oameni. Plus după aia, pe final, la final, trebuia să faci, să, așa văd eu, că nu știu, cum văd ceilalți colegi. Ar fi trebuit făcut un total pe vertical și vedeam foarte clar cât a fost fondul de salarii până la 30.06, cât urmează să fie de la data de 1.07, cum trebuie în funcțiune noua grilă de salarizare. Da. Eu aș vrea să fac câteva precizări. Când am discutat de principiile care au stat la baza acestei grile, primul pe care l-am invocat a fost principiul legalității. Legea prevede un model de anexă. Adică nu putem inventa noi povești să venim cu, mai punem trei coloane. Deci legea prevede un model de anexă pe care noi l-am respectat. Legea salarizării. Dacă vă uitați în anexa 8, acolo veți găsi un model de grilă pe care noi l-am și... Atenție! Credeți că acest model e un model tip? Deci veți găsi un model, da? După aceea, deci noi am mers pe acest model de grilă exact cum prevede legea salarizării. După aceea, noi nu am venit cu un nume, ci cu funcții, poziții, da? Consilier juridic care, da. Acum, eu am în față și acele influențe pozitive pe care dumneavoastră le-ați cerut, care nu erau prevăzute în acea anexă 8, pentru că noi astăzi aprobăm cum vor fi salariile de la 1 iulie, da? Să înțeleg că nu aveți încredere în ce vă spun eu. Să înțeleg că nu aveți încredere că 85% din oameni vor câștiga mai mult. Îi puteți întreba. Da. Mă rog. Dar eu am varianta asta cu exact. Și puteți să luați, să alegeți din funcția, din anexa contractuală sau anexa de funcții publice, le am la mine în față, o poziție care vreți dumneavoastră și eu vă spun cât a avut înainte și cât are acum. Deci dacă alegeți de acolo o poziție, eu vă spun exact cât a avut, cât a avut. Cine vreți? De exemplu, haideți să vă spun la, nu știu, uite, un inspector de specialitate e personal contractual, da? Și îi dau și numele. Nu îi dau numele, îi spun doar șeful centrului de la Național de Informare. Da? Haideți să vedem. Deci avea brutul 1543, da? Și acum s-a aliniat. El e șef de centru. Și va avea, cât are domnul președinte, cât are aici? 3069. În condițiile în care are vechime maximă, un pic la secretar. Dar băiatul ăsta nu are vechime maximă și va avea... 2.995. Deci a avut brut de 1.543 și acum va avea de la 1 iulie 2.995. Este cea mai mare creștere, da. Nu era vorba de crede să nu-i crede. Deci v-am dat... Asta am văzut eu, asta deci v-am spus... Ok. Ce aprobați dumneavoastră astăzi este anexa 8 care nu prevede... Nu prevede așa ceva. Da. De exemplu, haideți să vă mai spun la un muncitor necalificat. Ca idee, da? Un muncitor necalificat avea brutul 1786 și după 1 iulie va avea... 2076. Deci de la 1786 va avea 2076 un muncitor necalificat. Deci este o creștere de aproape 300 de lei. Vă spun și mai departe, haideți să vedem un muncitor calificat și o să vă dau și un polițist local, da? Da. Ia să vedem noi un polițist local. Deci un polițist local, să spun așa, un superior 3, da? Deci polițistul local avea 1902 brutul, da? Și după 1 iulie va avea 2437. Un polițist care este un pic mai, ăsta e superior, care este principal,
a avut 1902 și va avea 2257. Deci, vedeți, crește la în primul caz de la 1902 la 2400. Deci are aproape 500 de lei. Vechimea da. Ei în domeniu sau în muncă? În muncă. Deci vorbim de vechime în muncă. În muncă. Da? Deci asta. Și aici avem la toată lumea, fiecare unde se... Da, mai au un domeniu. Cum e și părintele Smerova Bătiriu Dinată sau aici? Cum? Cei 5% care referă la sport. Da. Am să vă spun. O clipă. Da. Presupun că domnul lider de sindicat și-a intrat în rol. Da. De imaginea ce spunea domnul Balaș. Și-a făcut o chestie socială pentru oamenii ăștia. Pentru că nu au exemplu. Dacă o persoană mă angajă din primăria, dau un salariu până la 30.06, de 4.000 de lei, și acum s-a venit la vreo 2.000 de lei, vă gândiți că acel om poate are niște rate. Eu gândesc foarte, da, mă gândesc foarte bine și dacă vreți vă dau și răspunsul. Noi nu facem protecție socială. Noi avem niște salarii care sunt echilibrate și am încercat să ridicăm chiar pe cel care este necăjit. Și am să vă dau un exemplu, nu știu, s-o dau pe doamna secretar, care pierde. Doamna secretar pierde la serviciu, la salariu. Nu știu cât pierde, dar dacă doamna secretar avea un salariu de așa, acum a pierdut 200 de lei. Cine a mai pierdut? Șefii de serviciu. Da? Adică sunt direct colaboratorii mei. Toți șefii de serviciu au pierdut la salariu. Și domnul șef de la poliția locală. Și domnul șef de la poliția locală, că nu facem diferențe. Am vorbit de principiul egalității. Toți șefii de serviciu au același salariu. Da? Nu mă întrebați ce deci, toată lumea a pierdut și mai e ceva. Nu mi se pare normal și nu e corect și în discuțiile pe care le-am avut la ministere, știți că până undeva aproape de 1 iunie aveam angajați în primării care aveau salariile mai mari decât primar, viceprimar. Că așa prevedea legea. Noua legislație vine și spune că maximul se duce undeva la nivelul viceprimarului. Sigur că avem și am să vă spun, știu exact la ce vă referiți dumneavoastră, ce faceți referire, da? Sigur, știu exact, deci nu trebuie să... Sunt rezultatele poliției locale. Deci la fiecare poliție local a crescut salariul. Da? Nu mă refer de angajat, da. De palmaș. Eu mă refer la cel care conduce. Așa. La care vă sunteți mulțumit de activitatea lui? Sau? Deci, mi-am reprezentat cu surle și trâmbițe pe aici, activitatea poliției locale. Da. Chiar am urmărit un lucru la privat. Să veniți cu mine, cu teritoriul. Sunt convins că mergeți și vă rămâne. Mă să vă place. Dom'le, pentru o zi nu o să le putem face. Deci eu văd, știu, da, a trecut o lună. Eu știu, a trecut o lună. Eu ce văd, poliția locală din Drăgănești, la ora actuală, taxă la mașină. Printre altele, să știți că și taxa. E foarte bine. Eu vă spun, bani la buget. Eu fac o analiză săptămânală a raportului sau activității antrepului aparat de specialitate. Săptămânal, colegii din aparatul de specialitate a primarului prezintă un raport scris de activitate. Toți, absolut toți, cei 84 de oameni fac raport scris vinerea și îl prezintă la primar. În fiecare vineri primesc acest document care are, nu știu, 50-60-100 de pagini și pe care mi-l însușesc și văd acolo unde lucrurile stau prost și văd și îmbunătățiri. Da, vreau să vă dau un singur exemplu. Legat de cadastrarea gratuită, știți că noi suntem acum în etapa a doua de cadastrare. Ne-am propus 1600 de imobile să rezolvăm în termen scurt. Și întâmpinăm niște probleme. Una din problemele cele mai serioase e că oamenii nu vin în teren să își identifice proprietatea. Nu vin. Ne venim la acești proprietari în teren, avem o reală problemă că nu știm hatul și așa mai departe. Poliția locală, în echipă cu cei de la Registrul Agricol, pe baza unor tabele pe care noi le avem și știm că omul nu s-a dus în teren, de 3 săptămâni bate pe la porțile acestor proprietari și strâng acele documente, îi roagă să vină în teren, printre altele, tot poliția locală, ca să vedeți vis-a-vis de activitate. Legat de colectarea deșeurilor gunoaielor din Dărmănești,
lunea, marța și miercurea, au activitate de teren câte un agent. La fiecare, se duc fiecare pe câte o mașină a Romprestului și colectează doar acele deșeuri care sunt acceptate la groapa de gunoi. Deci noi înainte colectam și saci cu rafie, și bolovani, și creni, și mai știu eu ce. Iar cei de la groapa de gunoi de la Bacău au spus, dom'le, nu vă mai luăm gunoiul dacă mai duceți asta. În fiecare zi, deci câte un reprezentant al poliției locale merge în teren, face poză, dacă nu ia gunoiul de la poarta omului, justifică de ce nu ia gunoiul, pentru că l-a pus bolovan sau mai știu eu ce. Ca și rezultat, și mai e o chestie foarte importantă, identificăm persoanele care scot cu noi la poartă și nu plătesc taxă. Să știți că avem până la acest moment vreo 300 de persoane care scoteau cu noi la poartă și nu erau în baza de date a serviciului impozite și taxe prinși cu gunoi. Adică oamenii nu plăteau niciun gunoi și îl scotea la poartă. De ce? Nu știu. Erau protejați cuiva, nu erau înscriși, nu știu. 300 și ceva de oameni care am venit imediat, omul vine și spune, stai domnule că nu scot cu noi, ăsta vine și îi spune poza, uite, în data de am fost la poarta dumneavoastră, i-a pozat poarta, numărul ce are acolo și sigur că în felul ăsta. Ei, pe de altă parte, a scăzut cantitatea de gunoi pe care o coletează de pe raza orașului Dărmănești, datorită faptului că n-a mai creat bolovan la Bacău, creni și alte deșeuri. De exemplu, în luna iunie, cred că în mai, sau în mai, de pe raza orașului Dărmănești s-au colectat 109 tone. În condițiile în care noi plătim la tonă, gândiți-vă, și am folit de la 150 de tone. Deci la 150 de tone, faptul că nu s-a mai luat tot felul de deșeuri și că oamenii au pus în acele tubele, am scăzut la 109 tone, care e pentru noi un plus, plătim la tonă. Deci au activitate, nu le țin partea, să știți că nu le țin deloc partea și de fiecare dată iau câte o muștruleală când vin la mine, toți, absolut toți. Nu înseamnă că au atins maxim de performanță. Nu. E mult de lucru. Le-am crescut aceste salarii. Ați văzut că la rectificarea de buget le-am pus niște bănuți pentru a le cumpăra acele ținuta. Ținuta. Au mașina defectă. La acest moment ne trebuie cel puțin 10.000 de roni ca să le reparăm mașina că au făcut. Dar încet, încet. Ați spus, vreau performanță, vreau să văd ce faceți voi. Ce veniți voi în aportul bugetului local? Și vă dăm și noi. Nu înseamnă că toată lumea e mulțumită. Avem și polițiști locali care comentează și care nu vor să facă... Nu, încă o dată mă refer, nu am vorbit despre lucrătorul Sina. Lucrătorul ăla nu știe ca nu comunitate. Corect. Da. Eu personal, la acest moment, sunt mulțumit de activitatea șefului poliției locale, sunt mulțumit, da, și ce priorități am stabilit sunt puse la îndeplinire. Vă promit că o să vin și aici cu care să vin cu poate. Domnule, deci, în Dărmănești sunt multe de făcut. Da. Acum am ce scuze că sunt de la poliția locală. Legat de salarii, dacă sunt. Legat, nu. Mi-a sindicat un mic la Chiloc și nu vreau să uit. Vin de la Bacău, acum de la o ședință de sindicat de la Direcția Sindică. Intrând, nu o cunosc spre dreptul Bacău, intrând despre Piatra Neamț, spre cerul Bacăului, cred că e spre calea Bulgove, să nu știu cum este. Da. Aia sunt roți. Aia sunt roți. Aia sunt roți. Pe partea dreaptă mi era colectat gunoiul. Deci, de fapt, cel mare sunt cel mare. Nu are importanță. Pe partea dreaptă mi era colectat gunoiul. Vorbesc în orașul Bacău. Îmi pare rău că nu am făcut poze să vină pe zi. Saci menaje, pe lângă acele ubere. Saci de menaje. Încărcați cu crengi, cu iarbă. Astăzi, la ora 12. Păi, și nu înțeleg de ce să ne prezentați mie, nu spune. Nu, nu. Eu vă spuneam altceva, că spuneam înainte că nu avem voie să-ți facem. Da. Știți care e diferența? Cum Dumnezeu aia au voie? Haideți să vă spun. Știți care e diferența dintre noi și Bacău? Domnul Consiliu, știți care e diferența dintre noi și Bacău? Deci Bacău este cel care are groapa de gunoi. Nu uitați asta. Este groapa lui. El este administratorul gropii de gunoi, municipiul Bacău. Și omul își face regulile cum vrea el. Și noi avem apa, domnul primar. Da, dar noi plătim tot lor. Da. Bun, dacă mai sunt probleme, domnul, domnul Marius Deaconescu, vă rog. Lumea reală să procedează într-o dată pe an, să face o evaluare personală. Cel care este bun promovează, cel care este ultimul pleacă acasă. Când vreți să faceți evaluarea de personal în primăria Dărmănești pentru 2017? Deci legea 198, care este în vigoare, prevede pentru funcționarii publici
o evaluare la sfârșitul fiecărui an. Evaluarea se face în baza legii, repet, 188, care vine și spune foarte clar ce trebuie făcut. Au fost stabilite niște obiective la nivel de primărie. Acele obiective și indicatorii de performanță au fost distribuiți la nivel de servicii, birou și așa mai departe. Fiecare are niște obiective de făcut și la sfârșit de an se punctează ce s-a întâmplat. Sigur că legea asta 157 vine și aduce niște modificări în sensul de a se face evaluarea de două ori pe an, acolo unde sunt probleme și noi chiar avem probleme cu o parte mare din angajați care pur și simplu nu vor să facă și ne mai spun și așa cu tentă că ei au spate și că nu le putem face nimic. Da? Deci vă spun discuții reale. Prevede evaluări mai... Dar eu sper ca lumea să înțeleagă că tragem toți la aceeași căruță și că ne facem... Evaluarea aplicându-se de la rândul Botoșei până la rândul 43. Corect, da. Corect. Toată. Deci inclusiv șefii de... Da, șefii eu sunt evaluată, de la mine toată lumea. Sigur, deci toată fără probleme. Și vă mai spun ceva, de exemplu, în evaluarea de anul trecut, oamenii erau cei cu funcții publice, erau învățați să aibă foarte bine. Și dacă cumva vreunul a luat bine, s-a plâns imediat ba la unii, ba la alții. Au venit și s-au plâns că vai de mine cât de performant el și că cineva a avut ceva cu el și că nu i-a dat foarte bine, ci i-a dat doar bine. Fără să țină cont de performanțele. Dacă mai sunt probleme... Domnule, doamna secretară, legat de salarii, dar este că articolul 33 din lege nu dispune că e transparența salariilor. Ele trebuie afișate la datele de 31 martie și 30 septembrie pe internet sau la fișierul primăriei, pe fiecare și fiecare va ști ce salarii sunt în primărie, deci nu e problemă. Deci nu e un secret, nu va mai fi un secret, s-a terminat. Este o fost până acum, mai se dea pe sub masă, mai se dea la unul, mai se dea la altul, dar legea acum a spus clar. Și dacă nu se face, sancțiunea de la 5 la 10 mii de lei. Mulțumesc. Deci arată legat de funcțiile publice. Atenție, legat de funcțiile publice. Fiecare funcționar public în fiecare an depune acea declarație de avere. Știți că și noi asta în calitate de aleși local, depuneți acea declarație. Acolo avem o rubrică venituri din salariu. Fiecare este obligat să-și pună acolo veniturile din salariu. Deci nu avem niciun fel de element de... eu știu, noutate sau să ascundem ceva. Dincolo de asta, contabilul șef, în fiecare lună, publică pe site-ul primăriei cheltuieli și așa mai departe, inclusiv cheltuieli salarial. Deci le puteți găsi, nu avem ce la funcțiile unice, deja aveți tabelul, știți ce salariu. Sigur că da, sigur. Trecem la vot, dragi stimați colegi. Cine este pentru? Sunt abțineri? Votează cineva împotrivă? În unanimitate, proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor a fost adoptat. Da, suntem la ultimul punct pe ordinea de zi. Două minute pauză, după care vine domnul Alexa să-l ascultăm câteva minute și urmă ne scrie la cuvânt pentru diverse. 28. Domnului, spuneți pe care l-a adoptat ca să nu spune. Așa. Diaconescu, Balaș. Ne prinde seara. Da, timp. Așa, minute. Da, faci o prezentare, după care trecem în ordine cum am scris pe listă. Domnul profesor, aveți cuvântul. Eu vă mulțumesc prietenii care am terminat de scris 15 volume despre istoria locală. Eu sunt de părere și durată în cercetătoare, cine nu-și cunoaște istoria
de fapt, nu mai valorează pe viitor. Și m-am gândit că dumneavoastră meritați să primiți istoria localității, monografiile dărmăneștene, cum le zic. Eu nu vreau să le prezint. Am dat primul set de volume, set de cărți de volume domnului primar, am dat doamnei secretare și mai cuiva. Iar dumneavoastră vă dau începând de în august. În luna august vă dau cărțile, setul de cărți, setul de 15 cărți despre istoria localității. Trecând pe la mine, pe la fostul chioșc. Da, la locuința dumneavoastră. Așa. Acum acolo e un depozit de materiale și de inspirație și am vrut să fac și un muzeu. N-am reușit. Toate materialele sunt în sacoșe, sunt în saci și așteaptă să fie rânduite. Dar eu sunt convins că, așa cum am găsit eu vreo 45 de ani, am adunat date și concretizat, scris în monografiile dărmăneșteni, se vor mai găsi dărmăneșteni să mă continui. Să mă critici pentru ce am greșit, pentru ce n-am fost corect. Și să continui istoria. Eu am conceput-o așa, cu volumul 1, istoria satului Poiana. Este cel mai zbuciumat colectiv sătesc, deocamdată de pe raza localității. Și am concretizat istoria satului Poiana Uzului. Volumul 2 concretizează mineritul la Dărmănești. Câți mai știu că primăria București a avut galerii miniere de cărbuni în Cărăboaia. Foarte. E, în volumul 2 e scris și așa. Și așa. Pe lângă Mina Lapoș. Nu. Pe lângă mina Sărătru, făcută la un loc, cu olandezii. În fotografia de pe copertă și în interior undeva, am lăsat loc și pentru fotografie. Câți ar vrea să știe cum apărea mina Sălătuc? Acum a rămas un puț lângă direcția de drumuri. Un puț. Vechiul puț al minei pe unde se coborau minierii la Sărătul. Scocioare cu carbunele. Volumul 3, dărmăneșteni. Am voit să arăt că dărmăneștenii au reprezentanți, inclusiv în Parlament, inclusiv în Guvernul Țării, inclusiv în forurile de producere a României. Inclusiv la Dărmănești se păstrează această tradiție. Și în volumul 3 de Dărmăneștenii am făcut loc pentru acesta. Volumul 4 este istoria școlilor. Este volumul care a primit cel mai puțin
spațiu, trebuiau 3-4 volume despre istoria școlilor din Dărmănești. Istoria pădurilor. Istoria pădurilor. Dărmănești în 8, volumul 6. Volumul 6 s-a epuizat. S-a terminat. Este descrisă cultura și dezvoltarea culturii la nivelul localității dărmăneștene. Așa că volumul 6, deocamdată, e în aer. De altfel, întreaga tipare a celor 15 volume este în aer, că în afară de Consiliul care a mai sponsorizat din când în când tipărirea, alții nu s-au grăbit să sponsorizeze tipărirea și cărțile sunt așa cum sunt, pe cheltuială proprie, pe cont propriu. Volumul 8, Petronii, în viața dărmăneștenilor. Volumul 9, istoria bisericilor din depresiunea dărmăneștenilor. Volumul 10, comerț, cooperație și turism la Dărmănești. Eu le trec mai repede pentru că dumneavoastră vreți să rămâne cu volumele și le veți citi. Cartierele Lapo și Dărmăneasta. Curcăreț. Un reprezentant al lui Avram Iancu la mănăstirea din Lapo. Mănăstirea i-a găzduit pe lucrătorii lui Avram Iancu, trecuți peste munt, și unul dintre ei a ajuns primar al localității. Filoti Florian. Unul dintre ei a ajuns Filoti Florian, se chema. Familia Florian din Lapuș se trag din acest Filoti Florian, care în 1906 era primarul Dărmăneștiului. Așa. Așa. Ia primarul nostru și a... Și mai mult decât atât, într-o poză din 1906, primarul de atunci, Filoti Florian și nevasta lui, erau îmbrăcați în ținut popular ardelenesc, iar toți ceilalți erau în ținut popular moldovenesc. Este? Da, da. Deci este o... Da, e ținut al PSD. Acolo e Filoti Florian în poza aia? Da. Primarul, deci primarul din 1906, parcă. Da. El a fost cel care a făcut Banca Ardealul. Și mai erau niște fabrici care din asta a fost mai bine. Fabrica Ardealul sau ce era? Vasile Florian și cu tatăl său. Tatăl său era? A organizat și condus un timp îndelungat cooperativa Dărmănești. De altfel, cooperativa în Valea Trotușului, prima cooperativă în Valea Trotușului a fost acasă la Dărmănești. Și cea de la Flop. E deschisă și cea de la Flop. Vă las să vă bucurați de descoperirea făcută în volumul 11. Volumul 12 cuprinde inclusiv localul Căminul Supra-Globul din 2015. Este deschisă în volumul 12-lea. Școala Plopu, satul Plopu, dar și Păgubeni. Nu am avut materiale suficiente pentru a descrie și Păgubeni separat, în carte separat. Și l-am cuplat cu Plopu. Am făcut o ospitalizare din care am ieșit mai bolnav decât am fost.
și sunt mai debil decât am intrat la spital. Am întors fuga acasă și temându-mă că nu voi încheia lucrarea, volumul 13, 14, 15 le-am editat într-o singură carte. Volumele 13, Dărmănești Centru, volumele 14, Agricultura la Dărmănești, numele 15, Cartea din cărți se face. Domnul profesor, să ne spuneți, ați zis să trecem în luna august, să începem cu întâi august la dumneavoastră, adică de săptămâna viitoare. Așa. Să luăm, cât ajunge un set de cărți? Un set de cărți. În orice caz, ca să tipăresc și volumul 7 și să măresc numărul câtorva dintre volume, așa, cu 5 lei de bucată am acoperit. Deci noi dacă venim săptămâna viitoare la dumneavoastră, e 5 lei o carte, dacă îl luăm pe toate. Dacă depășește de 5 lei, atunci e 100 de lei. Nu, mă refer la... 5 dacă 10 noi venim 10 să ne cumpăr... 5 lei și 10 lei. Vor venim la dumneavoastră să... 10 lei, nu, niciuna nu mai pot. Să, nu, vreau să vă, să înțelegem, dacă venim la dumneavoastră, să ne dați un set de cărți. Așa. Noi o să vă plătim dumneavoastră 5 lei pe o carte. Da. Adică luăm toate alea, 13, 15, câte sunt, ori 5 lei, adică 7 știți de lei. Da. Da. Mulțumesc. Da. Mai avem? Mai aveți? Nu. Da? Nu. Stimați colegi, aș înțeles despre asta ce este vorba. Asta este setul de cărți al lui... Le-a plătit sau nu le-a plătit? Domnul Vițe are salariu. Domnul Vițe are salariu mare. Deci începând de săptămâna viitoare, mai exact marți, în august, cine dorește poate trece pe la domnul profesor pe acasă, face ceapă de gaze și iese cineva care e acolo. Eu le-am aranjat pe capitole, pe teme, pe idei, pe numere. Nu, domnul, da, vă rog. Domnul Alexandru, activitatea deosebită pe care și-a desfășurat-o la catedră, în calitate de director, director coordonator și probabil peste 400 de ani la catedră. Mulțumim pentru această monografie, 15 volume, 15, așa, puține sunt localitățile din țară, nu mai vorbesc de, știu, chiar orașele care beneficiază de o asemenea lucrare, care poate fi este lăsată celor care vin după dumneavoastră și care cu siguranță o să vă mulțumesc așa în surdină, chiar dacă peste sute de ani nu se mai știe cine a fost domnul Alexa, pentru că văd că situația noastră de sănătate este precară, dar ați putut să meritați, să vă dea Dumnezeu sănătate, ne-ați prezentat ceva frumos. Încă o dată mulțumim din suflet pentru toată activitatea didactică și asupra acestor volume de monografii și să vă dea Dumnezeu sănătate, să mai veniți în câțiva ani la rând, la fel, să mai dați din sfaturi. Da. Și domnul Dumnezeu. Eu aș vrea, domnul profesor, să vă mulțumesc în numele colectivului pentru activitatea pe care ați desfășurat-o de cursul atâtor ani. Cred că n-ar trebui să rămânem, 40 să rămânem indiferenți vis-a-vis de această activitate. Propunerea mea este ca, cu ocazia zilelor orașului Dărmănești, să decernăm titlul de cetățean de onoare domnului profesor. Sincer, aș vrea să-l țin așa un pic subiectul ăsta secret, să nu dezvălui în prezența dumneavoastră, dar e o provocare pentru Consiliul Local și poate în ședința din luna august, da, vom avea pe ordinea de zi lucrul ăsta, în septembrie, să putem să decernăm. Sigur că, în primul rând, acest titlu de cetățean de onoare vine să confirme valoarea lucrărilor și a muncii dumneavoastră și, pe de altă parte, poate reușim să găsim și o recompensă financiară care să poată să vină și să mai acopere din aceste cheltuieli pe care dumneavoastră mi-a spus. Eu mai am cu domnul profesor întâlnire așa când și când și sigur că de fiecare dată dumneavoastră vine și îmi spune că și-ar dori să plece din această lume fără să lase în urmă niște cheltuieli pe povara celor care rămân.
sigur, cheltuieli rezultate din tipărirea acestor cărți. E o discuție de principiu în luna viitoare. Eu propun să avem pe ordinea de zi un proiect de genul ăsta și sigur să vedem ce reușim să facem. Deci asta îl țineam așa undeva mai, dar să vedem ce putem face. Mulțumim tare frumos, domnul profesor. Vă dorim multă sănătate și să ne vedem cât de repede pentru cărți și să ne vedem în septembrie. Dacă sunt teapăr, am de gând să scriu o concluzie la ce am scris, pentru că tare multe am descoperit după ce le-am scris pe asta. După ce le-am scris, păcat să plec cu el, păcat. Noi vă mai propunem măcar vreo 20-30 de ani să mai stați printre noi și să le completați în așa fel încât să... Mă străduiesc, de exemplu, de vreo câteva luni să vin la primărie cu diverse... Eu deja mă văd la centrul de zi, viitorul centru de zi, da, acolo împreună cu colegii, că noi vom fi peste 65 de ani și de asta să ne țineți prelege vis-a-vis de... Da. Domnilor colegi, da? Continuăm ședința, avem un raport al domnului primar, da, să... care trecem la persoane care s-au înscris la cuvânt. Așa cum v-am învățat în fiecare... Să încerc să vă prezint ce s-a întâmplat de la ultima ședință și până astăzi, ca să, da? Să aflați de la sursă. Aș vrea să, pentru că are doamna secretar pe slide târgul săptămânal, știți că în proiectul de buget pe care noi l-am aprobat la începutul anului, am avut acum o investiție și în târgul săptămânal. Investiția va fi dezvoltată în etape. Prima etapă a constat în reabilitarea, să zic așa, infrastructurii. Și am făcut o analiză. Noi avem în târgul săptămânal o suprafață de expunere de 9.000 de metri pătrați. Și inițial discuția a mers spre a turna un asfalt pe această suprafață de expunere, ceea ce, sincer, nu reușeam sub nicio formă să bugetăm această suprafață. Am avut o ofertă, deci noi am făcut o analiză și am avut o ofertă undeva la 100 de lei metru pătrat plus TVA, vă dați seama unde a 100 și vreo 28 sau 130 de lei metru pătrat, un asfalt care sigur o conferea altă calitate. Deci la acest moment noi am mers pe un tratament bituminos de suprafață. Este o soluție pe care mi-a propus-o arhitectul șef în urma unor analize și ținând cont de resursa financiară pe care o avem. Acolo unde este un trafic ușor, se pretează genul ăsta de tratament. Sigur că nu avem o garanție de 2 ani la această lucrare. Am reușit să scoatem praf și ce mai avem noi acolo. În oferta pe care am primit-o, ne-am asumat și noi niște lucrări, gen, eu știu, pregătirea terenului, am adus un autogreder, am nivelat, pentru că știți cum arăta acel târg și astăzi am crescut suprafața de expunere, în așa fel încât să reușim să ne atingem obiectivul propus. Am amenajat 8.950 de metri pătrați, deci aproape 9.000, noi avem 9.000, inclusiv ieșirea până la ferțul, la ieșirea, mă refer, din târg, până unde era zona aia betonată. Deci era o porțiune de vreo 30-40 de metri de stradă care erau balastați. Urmează etapa a doua și am trimis, nu am la momentul ăsta niște date, am trimis, deci am trimis către Metalbac și Farbe, este o firmă din Bacău care asigură, eu știu, marcaje rutiere. Am trimis un plan de situație cu târgul, să vedem, noi trebuie să-l marcăm foarte bine cu acele spații, cu, vom avea sector legume-fructe, sector, eu știu,
industriale, comerț și mai știu eu ce, vom marca aceste spații foarte bine, vom delimita tarabele unde sunt producătorii noștri, aștept această ofertă, până la acest moment n-am primit-o, să vedem cât ne costă acele marcaje. După ce vom avea acele marcaje făcute, vom sigur gândi în etapa următoare cumpărarea unor tarabe noi și tarabele pe care noi le avem acolo le vom duce în zona de second hand. Avem și niște comercianți care vin cu produse second hand, în special haine. Și pe componenta de producători, de legume, fructe, vom, am alocat un spațiu de 60 de poziții, vom lua 60 de tarabe noi și vom dispune. Sigur că avem nevoie și de apă, acolo și de iluminat și așa mai departe. Dar am spus, mergem pe etapă, pentru că nici aici nu avem toți bani. Aș vrea să mergem mai departe. Aici sunt niște imagini din timpul lucrărilor de... Da, am mers cu reabilitarea zonei din strada Chimiei, Petroliștilor și Alunului, zona Parc Chimia. Am asfaltat acolo 1100 de metri liniari. Sunt poze de la lucrările de asfaltare. Dacă vedeți și aici, pentru că nu ne-au permis resursele financiare să facem lucrarea ca poadă, sunt lucrări pe care le vom amenaja noi. Avem niște zone de trotuare și în poza de stânga jos vedeți gardurile alea care au fost făcute de cetățeni, vor fi toate demolate și venim cu un gard elegant, cu o bordură elegantă, iar până în asfalt vom schimba acea bordură și vom veni cu trotuare. De jur împrejurul parcului, acum lucrăm la niște drenuri, pentru că într-un anumit loc, turnând asfalt, s-a format acolo o baltă, venim cu acele drenuri și de jur împrejurul parcului cred că vom merge tot așa cu un tratament. S-a negociat proprietatea parcului. La acest moment parcul rămâne undeva la prima ofertă de 95.000 de euro. Nu ne permitem să luăm. Să vedem dacă vom ajunge la vreo înțelegere. Cu siguranță este în atenția noastră. Deci mergem pe... Am mers pe ideea de a turna asfalt și de a putea scoate zona aia, pentru că era destul de... destul de jarnic arăta în partea aia. Mergem mai departe, Ionela. Știți că noi ne-am asumat la preluarea mandatului măcar un kilometru de asfalt să facem în fiecare an din economie de la bugetul local. Și în acest an suntem în țintă. Am luat în analiză strada uzinei Sălătucu, 1100 de metri liniari. Au fost acolo niște lucrări. Te rog, întoarce înapoi la strada, da? Încă. Deci aici este vorba de strada uzinei, da? Au fost niște lucrări foarte complicate, pentru că mare parte din acel suport din beton era făcut praf. Constructorul a venit inițial cu o propunere de aproape 7 miliarde ca să facă toate lucrările. Având doar 300.000 de romi la dispoziție, o parte din acele lucrări să le facem noi. Și vreau să vă spun că tot ce a ținut de acostamente, de curățarea acostamentelor, am făcut noi cred că peste 50 de camioane de pământ a rezultat în decopertarea acelor acostamente. Noi am făcut acel șanț, se vede undeva în dreapta, am decolmatat acel șanț care cred că de 50 de ani de la facerea barajului n-a mai fost decolmatat de nimeni. Sigur că după ce s-a turnat acel asfalt, nu vă spun că am participat și la partea de, frezări, chiar am venit și am scos anumite plăci de beton care erau sparte, le-am decopertat noi, am adus balast, l-am cilindrat și o grămadă de alte lucrări. Plus, după ce s-a turnat asfaltul, am venit cu acostamentele din balast. Deci dacă am fi făcut lucrarea asta cu doar cu constructorul, cel puțin 700.000 de ron ne-ar fi ajuns. Așa am reușit să ne încadrăm folosind resursa locală în mare parte la bugetul pe care noi l-am prins. Mergem mai departe, Ionela. Noi am avut... anul trecut am început un program de amenajare a ricolelor din cartierul Poiană. Anul ăsta am finalizat
375 de metri liniari de rigolă și 25 de potețe. Aveți aici o poză de la ieșirea dinspre zona parcului, Colonia Nouă, da? Și ne închidem pe toată chimie cu preluare Poiană și așa mai departe. Am făcut cele două subtraversări, intersecție cu Poiană și intersecție cu Nemira. Știți că acolo erau niște trambuline, așa, e un proiect foarte interesant, trambulină, așa, am stricat toate acele subtraversări și am făcut niște traversări, subtraversări care să poată să preia toată apa. Ce este foarte important, am avut intervenții în zona Club Rafinărie, acolo era o trecere pe sub strada Chimiei, care era colmatată, o țeavă de 500 colmatată și nu putea prelua apa din zona din spatele clubului. Am venit, am deschis acea subtraversare și am continuat cu rigolă betonată, dreapta sens Chimiei, știți unde spun, și am venit și am descărcat în colectorul principal la Ardeleanu, de la Club la Vale, la Ardeleanu, la familia Ardeleanu, acolo, în așa fel încât toate acele, eu știu, revărsări care se întâmplă destul de des în ultima perioadă, să poată fi preluate de acest sistem de colectare. Vedeți în stânga jos și în dreapta sus acostamentele. Acele acostamente au fost făcute de către noi, mă refer la partea din asfalt și până în beton. În perioada următoare, când vremea ne va permite, vom merge pe aceste acostamente cu tratamente bituminoase, adică așa cum am făcut în târg, pentru că am constatat că la fiecare ploaie mai serioasă, acel pietriș, ce avem noi 8-16, este spălat. Și atunci vom veni cu un tratament bituminos, cred că de săptămâna viitoare am trasat sacin domnului viceprimar să se ocupe de treaba asta, dacă vremea ne va permite, și toată strada Chimiei va fi partea de acostament făcută cu tratamentul ăsta bituminos. Am și semnalizat strada Chimiei, vedeți că avem acel marcaj longitudinal. În perioada următoare, după ce vom finaliza acostamentele, vom veni cu cred că cu niște cocoașe în zona trecerilor de pietoni, în așa fel încât restricțiile vis-a-vis de viteză să fie respectate. Mergem mai departe, Ionela. Aici avem un exemplu de tratament bituminos pe strada Forestierului și pe strada Popasului, da? Suntem în zona dispensarilor medicale și a grădiniței pe care o reactivă și ieșim în intersecție cu strada Muncii. Este un model nou de tratament în România. Practic, în străinătate, acest tratament bituminos este practicat de mulți ani, dar noi a venit mai târziu pe piață. Constructorul asigură o garanție de 2 ani de zile. Sincer, am fost foarte suspect la acest model. Încă noi am tratat și cocoașa, așa zisa cocoașa din strada Uzinei, din energie la deal acolo. El nu este pretabil la un trafic greu, nu este pretabil. Acum așteptăm să facă corecțiile, să vedem acolo la cocoașa, cum zicem noi, să facă din nou corecțiile. Constructorul m-a asigurat că trebuie să reziste și la trafic greu. Din păcate, acolo vin acele camioane cu lemn cu 40 de tone și frânează exact în zona de confluență cu tratamentul bituminos. Vedem ce se întâmplă. Mai vine un pic apa, să știți. Trebuie și apa aia curățată. Da, vedem ce soluții găsim acolo. Așa arată, da, deci așa arată tratamentul bituminos pe o stradă normală. Sincer, este un confort sporit comparativ cu ce aveam noi înainte, că am pus și în special în Poiană, am intervenit pe străzile din Poiană și cei care locuiți acolo știți că am venit cu grede, cu piatră, cu ce am venit noi acolo și a venit ploaia și am dat o grămadă de bani pe sort 8-16 și a venit ploaia când am terminat și ne-a spălat tot ăla și ne-a dus jos. Mă gândesc dacă nu este oportun pentru anul viitor să intervenim pe străzile din Poiană, unde sunt, eu știu, petroliști, vorbiocele și așa mai departe, să venim cu un tratament de genul ăsta, pentru că ar fixa acel sort și nu mai avem... efectiv, am muncit degeaba și am aruncat niște bani și nici nu știu dacă terminasem lucrurile.
lucrare, a venit ploaia care ne-a dus tot, tot sortul la bar. Și sigur că mai e ceva, de fapt, vreau să intervenim în continuare pe strada Buciumului, că am avut solicitări în cartierul Prosen pe strada Buciumului să finalizăm zona de la unde se termină betonul și până la Podmea Salon. Să intervenim cu tratament de genul ăsta și căutăm acum să vedem dacă ar fi oportun să facem o asemenea investiție și pe strada Gării. Știți că în ședința de data trecută am avut aici niște cetățeni care au venit și au ridicat pe bună dreptate probleme legate de strada Gării. Din nou, s-ar părea că dacă noi am venit acolo cu un tratament bituminos de suprafață, problema ar fi bună dacă am limitat traficul la 7,5 tone. Și atunci să vedem dacă găsim o soluție prin spatele României să se intre cu camioanele alea grele. Analizăm. Vreau să vă mai spun că am intrat în etapa a doua de cadastrare gratuită. Anul ăsta ne-am asumat 1600 de imobile. Până la acest moment am făcut în jur de 900 de imobile. Avem toată luna august la dispoziție să terminăm această cadastrare. Transmit un mesaj public tuturor cetățenilor care au proprietăți în sectoarele care astăzi sunt la cadastrare să vină, să dea toate informațiile oamenilor din teren. Din păcate, suntem în zona Balta Verde, cei care știți Balta Verde de la castelul jos. Avem foarte mulți proprietari care nu s-au prezentat în teren, nu se cunosc hatul, nu știm ce să măsurăm. Oamenii merg în teren, proprietarii nu vin, efectiv, iarba e foarte mare, nu se cunosc niciun fel de hat. Proprietarii care, sau proprietățile care sunt măsurate și care, la care nu s-au prezentat oamenii în teren, trec în, să zic așa, custodia primăriei timp de 3 ani de zile, iar dacă după 3 ani de zile nimeni nu revendică acel teren, rămâne în proprietatea primăriei. Scoaterea din custodia primăriei și trecerea în proprietate privată costă niște bani. De asta, rugămintea mea este să se vină la fața lor. Un lucru vă mai spun și mă opresc. Vreau să știu, cred că știți, a fost lansat programul PNDL 2. Am auzit voci chiar și din Consiliul Local care au spus că, de fapt, primăria Vermănești n-a obținut aproape nimic. Eu, sincer, mi-aș fi dorit mai mult. Am avut 4 proiecte depuse pe PNDL cu o valoare foarte mare, însemnând undeva 15 milioane de euro. La acest moment avem finanțat un singur proiect. Este vorba de strada Lapoș și Livez, un proiect care valorează 4.800.000 de RON, 48 miliarde. Și foarte important, avem drumul județean 123, care este în, să zic așa, custodia Consiliului Județean și care are valoare de 15.700.000 de RON, adică 157 de miliarde. Am avut discuții la București, la, să zic, la nivel maxim, și acolo a fost o discuție destul de aplicată vis-a-vis de fondurile care vor fi investite în Vermănești. Acest DJ este pe raza localității noastre și dacă adunăm 157 și cu 48, înseamnă peste 200 de miliarde de lei care vor fi investiți prin PNDL 2 în Vermănești. Ce înseamnă asta? Vă rog să vă uitați la celelalte localități din jurul nostru să vedeți câți bani au primit, după care să trageți o concluzie. Sigur că am mai auzit, eu discut și de bârfele pe care le aud, că ar fi bine, că n-ar fi bine, că să nu mai facem proiecte, că să mai facem că nu știu ce. Domnul Pădurariu a și atins subiectul mai devreme, înainte de a plăca. Nu e aici, n-am să dezvolt. Ținta mea este să facem în continuare aceste proiecte, pentru că dacă noi nu ne mișcăm cu drumul de la Lapoș, cu siguranță 48 de miliarde Lapoș și Dărmăneasca nu veneau. Vreau să vă mai spun că am depus proiectul pentru Bârâul Dărmăneasca, a fost depus săptămâna trecută. Acel proiect cred că intră în acest an la finanțare, este perioada de evaluare. Sigur că dacă nu făceam acele studii, acest pârâu nu intra. Deci nu intra nici acest pârâu. Suntem la faza de clarificări și precontractare pentru proiectul cu blocurile
Și la fel, dacă noi nu am fi făcut acele studii și acele proiecte, n-am fi avut nicio șansă de finanțare. Din păcate, mi se cer foarte multe clarificări și clarificările ne vin, de exemplu, vinerea și lunea, trebuie să le depunem la ADN Nord-Est. Suntem și cu acele clarificări în grafic, chiar după ce o să termin ședința de Consiliu, mă duc să semnez din nou clarificări la clarificări, care nu trebuie să ajungă la ADN Nord-Est. Mai aveam să vă mai spun mai multe. Există o rugăminte și o prioritate din partea Consiliului Județean legat de rujeolă, da? Există o campanie de autoritățile s-au mobilizat și vor să conștientizeze în speță părinții să accepte vaccinul contra rujeolei. La nivel de Dărbănești am făcut o situație și am 520 de copii. 520 de copii care nu sunt vaccinați. Este o problemă și să știți că nu sunt doar care copii romi. 10% sunt. 10% avem romi și restul. 10%. Deci sunt foarte mulți copii care nu sunt vaccinați. Am făcut front comun, Consiliul Județean, Prefectură, medici de familie, autoritate locală, în așa fel încât să ne putem, eu știu, să ne putem atinge obiectivele și, în primul rând, fiecare acolo unde suntem, să conștientizăm părinții că este o prioritate. În România au murit copii în ultimele luni, datorită faptului că unii n-au vrut, n-au știut, au fost de alte... Da. Mai sunt lucruri de spus, mă opresc aici, vreau să fiți convinși că lucrăm foarte mult. Eu personal sunt zile când am plecat și la 9:30 seara. Luni, da? Seara la 10:30 seara. Lucrăm, nu stăm să ne povestim prin primărie. Sunt multe proiecte în derulare, idei depășite de genul nu mai facem proiecte ca să nu mai cheltuim bani, nu mă caracterizează. Nu avem nicio șansă dacă nu facem aceste proiecte, dar cheltuim o parte din bani. Să știți că toate aceste proiecte sunt din seară, că am mai auzit pe unii spunând că, de fapt, numai anumite firme sunt agreate și altele nu. M-aș fi bucurat ca acel consilier în ședința de astăzi să deschidă subiectul, din păcate. Dar m-aș fi bucurat mai mult să deschidă subiectul, pentru că veneam cu niște argumente foarte concrete la punctul ăsta de vedere. Deci este transparență totală. Este absolut fiecare proiect găsit în SEAP. S-a judecat și Centrul 5-2, un lucru foarte important. Știți că noi am fost a treia oară în SEAP cu Centrul 5-2, cu investiția aia de 1.350.000 de ron. A dat Dumnezeu și săptămâna trecută, nu, luni, săptămâna asta a fost ultima zi de depunere, o asociere de firme a depus ofertă. Din punct de vedere tehnic și financiar am înțeles că totul e ok. Am semnat deja un proces verbal de adjudecare pe tehnic. Eu cred că urmează după ce ies de aici să-l semnesc pe cel financiar. În perioada următoare va fi șantier în Românești. Vom demara Centrul 5-2, vom demara esplanarea din fața sau amenajarea asta peisagistică din fața liceului și așa cum am spus, aș vrea să continuăm cu tratamentul bituminos pe forestierului, cu tratamentul bituminos pe gării. Am avut astăzi la mapă un răspuns de la Delgaz. Știți că noi am lansat o provocare legată de proiectul de gaze pe Josen, Triaj, Lapoș și Sălătuc. Avem o problemă la Josen, nici eu n-am știut. De exemplu, străzile din Josen și din Triaj sunt arondate pe cod Siruta, cartierului Păgube. N-am știut lucrul ăsta. Înseamnă că, teoretic, Josenul nu există. Deci Josenul nu există ca și cartier de sine stătător, ci există Păgubeniu și toate străzile. Cine o fi făcut pe urbanism acum nu știu câți ani treaba asta, așa a făcut-o. Și pe fiecare cartier este arondat în cod Siruta, adică un buletin de identitate, da? Și are Dărmănești, are Sălătucu, are Lapu, și are Dărmăneasca, Plopu, Păgubeni, Brătuleștiu, dar Josenul ăsta, teoretic, el nu există.
Deci străzile din, deci ne-a venit, străzile din Josen sunt arodate pe cuvânt. Și acum trebuie să le facem toată documentația și să spunem, da, acele străzi din Josen și cu triajul sunt arondate. Altfel nu avem nicio șansă să obținem. Ei, dacă vom obține aceste proiecte, într-o ședință ulterioară, vom face o rectificare de buget să plătim aceste proiecte. Da? Mulțumesc, nu mai vorbesc, vreau să fiți foarte scurt, domnul președinte, scurt pe urmă. Da? Deși nu m-am înscris la trezorul domnului președinte, dar când dați voie, pentru domnul primar a amintit de campania de vaccinare, suntem în plină epidemie de rubeolă, e o problemă foarte serioasă. Rog mămicile și fac un apel ca să meargă la medicul cu familie și inclusiv la colegii mei, că foarte multe au refuzat vaccinul. Datorită informațiilor greșite luate de prin internet sau din diverse surse, au refuzat vaccinul. Și din cauza asta s-a ajuns unde s-a ajuns, iar cel mai mult au de suferit copilași. Și își pun în pericol viața copiilor lor. Mulțumesc. Da, mulțumesc, doamna doctor. Stimați colegi, câte minute de fiecare, suntem foarte mulți vorbitori astăzi. Cât propuneți să vorbească fiecare? 3 minute. 3 minute, ok? Dacă vine să mă întrebați și pe mine cât sunt dispus să răspund. Da. Le pot nota și... Domnul Diaconescu, aveți cuvântul. Aș vrea să vă apucați un pic atenția pe strada Chimiei. Începând de la zona neasfaltată, de la Torna Masivă, strada, mă refer la strada din spatele Bisericii de Piatră, care arată destul de nasol. Au fost niște oameni cu care am discutat, care sunt mulțumiți de cum arată. Chiar astăzi am fost acolo, ca să am vrut să fac și fotografii, dar n-avea niciun sens. E o zonă care cred eu că se pretează pentru ceea ce spuneați dumneavoastră cu tratamentul bituminos, e o zonă cu trafic relativ redus, acolo sunt 2-3 familii care au mașini mici și ăsta, dar infrastructura e afectată destul de... Atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Timpul meu îl dau domnului Despa, cât ai rămas. Domnul Balaș. Da, mulțumesc, l-a vorbit el. Apropo de proiecte, foarte bine să facem în continuare proiecte, dat fiind faptul că drumul județean a fost un proiect în 2004-2008 și nu s-au obținut atunci finanțare, nu s-a făcut, e bine că s-au obținut acum, s-au făcut demersuri și se face ceva, e bine. Da. Vreau să vă duc la cunoștință că sunt persoane în zona Sălătrucului și Achiticiului, avem o problemă acolo cu pânatul din Strețe, strică proprietățile agricole. Dacă s-ar putea face o adresă la ITRSB Suceava și spre știință Asociația de Vânătoare, să facă niște vânători să rezolvăm problema. Sală, da. Pentru ședința care urmează, dacă se vor face anumite lucruri din fondul de regenerare a pădurilor, pe bine să avem la Dărmănești în viitor păduri bune, deci trebuie să făcute anumite lucruri. Și dacă vom face niște lucruri pe această speță. Tot niște cetățeni au zis de reamenajarea drumului, exploatației agricole, zona Plădățel, Sălăvăstru, dacă se poate discuta cu niște agenți economici, chiria un buldozer, e o zonă acolo, nu pot circula oameni, mai ales după ploile astea, dacă sunt viitorul apropiat. Și aș vrea să dau citire la o adresă către Consiliul Orașului Dărmănești, adresa numărul 9238 din 26-6-2017. Sunt niște persoane din cartierul Prăbubeni și am aici o adresă, zice că semnată de domnul Simion, semnate, semnate de 22 de persoane. Deci eu, e vorba de pârâmul de la... Da. Și ni se fac și niște recomandări... Nu, recomandările nu cred că e bine să eu aș vrea legat de... Știu această adresă, avem o listă de priorități. Da. Cred că și sper că în toamna asta să putem interveni și acolo. E vorba de decolmatarea pârâului de la Păgubeni. Noi am intervenit și anul trecut pe acel pârâu. La acest moment nu prezintă un risc iminent de inundații. Și încă ceva. În momentul în care
anumiți cetățeni solicită, e foarte bine, solicită o intervenție, da, foarte bine, dar dacă vin și cu recomandări, aș vrea ca acele recomandări să fie făcute de niște specialiști. Pentru că noi ne consultăm cu specialiști, dacă vine unul și îmi spune, domnule, știți că așa trebuie să facem. Dacă vine cu un document din care se rezulte semnătura unui specialist că așa trebuie să facă, e ok, dacă nu, noi avem suficientă resursă tehnică, avem arhitect șef aici care știe ce are de făcut, nu ne luăm după domnul Simion care vine și ne povestește ce are de făcut. Acea adresă este la noi, este în lista noastră de lucrări, sper că anul ăsta să putem face. O problemă era să primească un răspuns. Deci, oamenii pe această cale informez că facem tot ce ne stă în putere ca să ajungem și acolo. Și aș mai dori, așa printre altele, televiziunea prin cablu să facă o prezentare corectă a ședinților de cele, deci să nu mai facem lucruri care unele... Vă referiți la dumneavoastră prieten la Petre? Eu nu mă gândesc, n-am prieten, să știți. Mă rog, dacă e vorba de... Nu vorbesc de el, nu, nu. Au mai fost niște... Vin anumiți cetățeni în ședință sau sunt lucruri care trebuie... Doamne, cum le spun așa să... Nu știu dacă colegii noștri transmit altceva. Nu știu. A fost cenzurat, dar cu Apetre a fost cenzurat. Da. Da, da. Domnul Roman, vă rog. Nu, cedeți. Domnul Apetre. Da, ce mai știu. Ce o spune domnul Bavaș, domnul primar, este adevărat că la noi, în satele noastre, pe Oglindă, Geam, nu apar ceea ce discutăm noi în cadrul ședinței noastre Consiliul Local. Nu mă realiez cu nepotul meu sau cu Apetre. Văd că undeva în Consiliul Local apare Apetre, Apetre, adică mă ia nume de rău, că eu numele lui. El e Apetre. Altă problemă. Aici la dumneavoastră am scris acolo la școală, la Plocu, unde se dau bani pentru că aveți la cadre didactice, școala la Plocu, școala la Plocu, e Brătulești, e modificat. Un altă problemă. În Plocu eu apar pentru cu multe probleme în care spune că eu stau acolo și dorm la dumneavoastră aici în ședință, bani nu eu, adică iau bani degeaba, dar realizez nimic. De-aia spun, rugăm a nu se mai cenzura, vă spun direct, ceea ce redați aici, ori filmați, ori nu mai filmați, ori e televiziunea noastră, ori este privat proprietate. Vă rog frumos, omul nostru din teren vrea să afle ce probleme ridicăm în cadrul ședinței noastre. Ce eu am intrat ce probleme ați ridicat da, am intrat într-o discuție foarte puternică cu oameni, prin care spune așa, a apărut cineva, alimentează niște prostii, prin care spune că eu am dat pe a mea putere, apară pe doamna Nicodim Mușa din consilier. Zic, măi, oameni buni, asta e o prostie ordinară, vă rog, nu vă luați după nimeni, vedeți că televizorul apare dânsa ea acolo și ia cuvântul. Deci este în demn consiliere în doi. Ei, deci eu vreau ca lumea să audă exact aici adică probleme. Alte probleme care sunt. La căminul blocului, v-am spus de ori, puneți, se pun o cameră, deci domnul Mane a spus de la blocul, răspunderea atunci în asta. O cameră de vadă, vedeți, pentru că acolo întotdeauna vin, se joacă țigan cu biciclete, cu totul, acolo e rampă de lansare, nu pot interveni, sunt de angabun. Sunt între ori, spun eu, și am spus și dânsului, ori 20, 23, se vin în salariat 2 de la ei, de acolo la poliția locală, să stea din bază că-i prinde. Și dacă prind doar de 23 ori acolo, se întinde acolo și o să demoleze căminul. Coșurile din fața căminului, eu le-am văzut luate. De acolo tăiate, pentru că deja le-au distrus. Am spus că au rupt lemne deasupra căminului și le-au băgat înapoi în coș. S-a face rău. O rupt nici copaci. Deci de-aia spun eu, se prind, se vizualizat, se prins, pentru că trebuie la unul trebuie să scoate cineva în vinovat. La biserica veche, oamenii fac colecții la morminte. Iarba aceea n-au unde o duce. Trebuie un container mare, cum a fost odată, luat de acolo și varsat într-o lungă. Dar nu e altceva cu noi sau cu menajer sau altceva. Ei duc numai iarba care o curiță la dormit. În lungă nu se poate pune. Nu în lungă. Nu în lungă. Un lungă. Să ne iau, zic, puterea asta. E iarbă. Deci e iarbă, nu e altceva. Eu am ridicat problema lor. Se poate face o cupon. Da, o stație de compost. Da. Altă problemă. Uitați aici ce vă spun eu. Eu am două copii de cerere făcute cu semnături.
Sunt depuse din anumează din octombrie, noiembrie, cu apă. Oamenii, iarăși m-au solicitat și am intrat în aua fericele pe la Borș, pe drumul ăla, m-au trecut apa din genunchi la cizme. Vă rog, insistent, trotul și aproape la 50 metri. Mașină, trot, de acolo luat balastru și pus, pentru că sunt găuri. Începe anul școlar. Nu mai e revin încă o dată. Eu nu te bagatizez, dar spun real și omenești. Trebuie ca la balastru de acolo, că tot drumul ăla e praf. Ați văzut că astăzi am făcut o rectificare. Eu ceea ce vă spun, vine cu felicitări pentru o altă problemă. Am făcut o rectificare. Eu recunosc. Da? Știu, da. Da, am spus. Am spus, da. Și am spus. Vă mulțumesc pentru uleița făcută de la cruce. Păi, să spuneați mai degrade când am făcut. Domnul primar, deci ce m-a lăsat să discut până la cap? Am vrut să vă vin și cu argumente că ați făcut ceea ce ați făcut. Drumul, fiecare l-a făcut foarte bun din țară până la biserică la Vermești. Acolo, domnul Balas, trebuie o mașină de Balas pe aer băgată, pentru că chiar acolo sunt și găuri care intră. Deci cine a făcut capătul ăla de drum? Domnul Alberta, s-a terminat de mult 3 minute. Nu mai am înțeles, domnul. Am mai multe, dacă vreți să le dacă nu, eu le dau pe internet și termin. Nu mai am mai multe. Foarte bine procedură. Dar nu ideea asta, dar e bun. 2 minute de la mine, domnul. Da, dar domnul. Nu, dar vă rog. Deci, revin și problemele care sunt necesare. Vreau dorim fiecare și nu mai ținem o ședință de lucru. Hai, domnule, vă potem, mai ales câte minute dai domnul Apet. Toate. Domnul Pala, dar ce domnul, multe, hai să le dăm, dar avem probleme. Nu, dar sunt mai multe care sunt... Da, vă rog să încheiați. Drumul de la cenzura, jos cenzura. Drumul de la Stoica, apa aceea care vine din Izvaz, de la voi, de la Bertintiță. În loc să vină în Păreu, pentru că trebuie făcut un șanț de acolo, de la întorsătura uliței aia, care vin la Bartomeu, trebuie să apacă un șanț de 3-4 metri, în Riugere. Și pus ceva aici, deci, la capul drumului și deja ia și-a pluit drumul încolo. Să nu mai vine la vale, pe la noi, pe la pudul ăsta și ia până la negru de vale, strângă tot drumul și deci ia pe balastru. Poți să spun și eu ceva? Da. Deci după data de 15 august, o să intervenim un drum. Punctual. Bun. Da? Bine. Deci legate de problemele de drumuri, intervenim după 15 august, pentru că ne permite să ne terminăm noi ce mai avem șantierile astea. Și am să vă spun și eu ce am făcut pentru Plopu, poate mai puțin decât pentru alte cartiere, dar în Armata Iurică. Am intervenit pe drumul ăla care duce la drumul roșu, dar capul ăla de sat la noi l-am făcut, a fost domnul viceprimar acolo, am făcut cealaltă uliță care spuneți dumneavoastră și ce am mai făcut pentru cartierul Plopu. Am făcut cadastrarea pe care dumneavoastră nu amintiți aici, tot ce înseamnă până la limita cu Vermești, sunt acolo câteva sute de terenuri pe care cetățenii, sigur, beneficiază de treaba. Da, este corect, nu, e just, asta am vrut să spui și eu, și ulița de la... Da, și de ulița de aici, imediat ulița de aici, este făcută real, nu e, ce este. Încercăm să fiecare cartier să facem câte ceva. Bun, dacă am asfaltat la Sărătru, am tot asfaltat și la Plou. Dar poate că am venit ori asfaltăm la Plou, nu mai asfaltăm la Sărătru. Deci eu vreau să înțeleg. Sunt cartiere în care n-am intervenit. Sunt cartiere care chiar nu poate trebuia să intervenim mai mult. Dar încercăm să le echilibrăm. După, v-am spus, după 15 august o să intervenim acolo să vedem ce putem face și cu strada și cu ce mai e acolo. Da. Dar eu aș vrea să avem o abordare. Da, și să vedeți în aparatul de specialitate a primarului și în primar și în viceprimar un partener. Nu suntem pe... Dar nu de jumătate. Nu suntem combatanți. Există la noi o percepție că dacă urlăm la televizor și o să vadă cetățeanul, să zic că extraordinar. Domnul consilier a fost fantastic. Deci a fost extraordinar. Nu avem o abordare normală, avem o abordare de oameni care avem putere de decizie, da? Și să vedem ce reușim să facem. Ăsta e tu... Știți care ce mi-a spus mie? Ne luați eu domnul Mirea. Și domnul Mirea, dacă nu este. Nu, domnul Mirea. Sora mea Sofia o cunoaște, nu are țoi, da? Are vocea mea. Ce vrei să fac dacă asta e vocea mea? Ce vrei să vorbim? Mulțumesc. Vă mulțumim frumos. Hotărârea cu domnul primar vine acolo. Domnul mai simplu. Vă rog. Două. În ședința din septembrie 2016 s-a votat un proiect pentru registrarea tuturor căruțe, mopede, tractoare și așa mai departe. Da. Am observat în cartierul Grătulești
N-am văzut nicio căruță înregistrată, nici număr de matriculare. Ședința din septembrie s-a votat un regulament de înregistrare a vehiculelor cu tracțiune animală sau motorizate. Nu o încercare de a duce cu toți la primărie să-i înregistrăm. Dar în momentul în care este găsit o căruță, să zicem, pe stradă, nematriculată, nu se pot poliția poate să ia poliția. Apropo, am văzut, domnul consilier, am văzut un PNL, mă mai am și eu când am întâlnit, la Cașin, un proiect de hotărâre prin care, cred că un regulament cum am făcut noi, că cetățenii erau obligați să ducă să-și ia acel număr. Și cineva a venit și a spus că, uite, primarul a pus bil pe căruță, că trebuie să plătească numărul sau nu știu ce. Sigur că noi, din septembrie și până acum, n-aș putea să vă dau o situație foarte clară, dar au venit tractoare, căruțe, și au fost în materiale. Nu toate, nu știu câte, dar nu știu, n-am o situație la momentul ăsta, dar au venit oameni și sigur, de fiecare dată când Poliția Locală sau Poliția Națională fac acele verificări, mai dă și amendă pe lipsa de număr la căruță. Mai dă. Nu sunt convins că dă la toată lumea, dar am văzut că mai bine. Sunt. Și asta pentru că sunt mulți care umblă cu furatul și în momentul în care are un număr de matriculare, clar că îl poți depista mult mai ușor. Dar că nu are nimic, când se duce la furat, îți dă numărul. Sau pune numărul vecin. Da, dar în momentul în care l-a găsit fără să fie amendat, să nu știu, luată de măsuri. Așa, și al doilea punct. Probleme ridicate și de cetățeni. Pentru că am vorbit în ședința trecută, am întrebat câți țigani și-au înregistrat casele și terenurile, mașinile. Știți ce îmi place mie? Avem așa o abordare, domnule, eu toată ziua ar trebui să lucrez cu ăștia, să mai fac altceva, decât să fac situații. Câți țigani, câte mame, câți copii. Domnule, aveți angajați? Deci, vă rog, ascultați-mă. Nu dumneavoastră, faceți-mi o solicitare scrisă și o să dau solicitarea dumneavoastră cu numărul ce vreți dumneavoastră, la registrul agricol sau de unde vreți, nu știu de unde, exact ce vă interesează. Dați-mi o solicitare scrisă, o dau la registrul agricol și o să vă spun că sunt 200, 100, 4, nu știu. Dar nu ăsta interesul. Păi care interesul? Ne plângem tot timpul că nu sunt bani la buget. Ăsta e un mod de a face bani. Cred că din 10 luni cu care stați de vorbă, 10 mă jură pe mine. Și niciunul pot de asta. Știți de ce? Pentru că eu am stabilit niște reguli pentru toată lumea, indiferent de culoare, să plătească datoriile la primărie. Da? Și comunitatea romă este cea care are în mare, cel mai mare amers. Comunitatea romă este cea care are restanțe la impozite și taxe. Da? Deci din 10 oameni, 10 pe mine mă jură. Vă garantez asta. Da? Pentru că asta fac. Dacă s-ar fi făcut cu 4 ani sau cu 7 ani în urmă, n-ajungeam în situația asta, da? Dar, sigur, da, ați văzut acolo că doamna acordatul șef, gradul de încasare la amenzi este 115%. De ce? Pentru că am făcut aceste măsuri. Și nu numai pe amenzi, ci și pe alte datorii. Pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră într-o ședință anterioară, ei cred că au doar drepturi. Nu, au și obligații. Și când vin la ajutor social și la CEPIN, am vorbit cu 28 de secunde. Când vin la ajutor social, și astea sunt condiționale. Nu ți-ai plătit, le-am făcut angajamente de bani, nu ți-ai plătit, nu beneficiezi. Da, deci, asta este, și ați văzut un indicator, 105% vorbește foarte clar. Comparativ cu anul trecut, știți câte ani am trecut problema asta? 20%. Acum e 115%. Cam asta e diferența între ce-au făcut alții și ce facem. Și o problemă cu parcarea, mai ales în joia. Joia de la ora 10, dacă ai venit, nu găsești după partea la dincolo de linie majoritatea numai mașinii de țigani. Care nu-și plătesc, clar, taxa pentru mașină, sub nicio formă, că n-am văzut țigani, nu știu dacă sunt 2 sau 3. Și ceilalți care își plătesc taxele pentru mașinile pe care le-au înregistrat la primărie, pe șef, unde apucă. Există și aici o variantă. După ce vom reabilita centrul civic 2, eu cred că în mare parte lucrurile se vor rezolva, în sensul că nu mai pot parca unde vor. 2. M-am uitat și eu la alte OAT-uri, m-au rezolvat problema asta și am introdus la sfârșitul anului, în acel proiect cu taxe și impozite, o taxă de parcare în oraș. Toți cei care sunt deținători de mașină vor plăti 3 lei, 7 lei, pomenești așa. Noi plătim. Și taxe de parcare. El a rezolvat problema și cu banii aia și investește în parcă, ce taxa fiind pentru
cetățenii care le au înregistrate sau pentru cei care... Pe mașină. Pentru eu vorbesc cei care le au înregistrate pe mașină. Pe mașină, da? Pe mașină. Dacă n-am mașină, nu-ți plătesc parcare. Da. Ideal ar fi să se facă la locul... Domnul Moise, ați încheiat, că aveți 5 minute și 10 secunde. Nu, 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 eu am vorbit mai puțin. Domnul primar, nu mai mult. Vă mulțumim frumos. Putem trece la următorul, domnul Despa. Domnul Marca, să nu mă contabilizeze foarte mult, domnul Mira, eu vorbesc, după să nu mai răspundeți. Ok. Costumat de minute de la Marcus, sau două. Le-a dat odată. Ați dau și-l dă. Ați pomenit fără la bugetul local, ca să vă comunicarea că veți rea plasa stațiile prin concurs din Dărmănești. Nu, da. Nu era vorba de asta. Majoritatea sau mare parte din stații de maxim, microbuze, Dumnezeu sunt ele din Dărmănești, dacă uitați, sunt în intersecție. Poate ar îngeunează circulația celorlalte de autobuz. Rugămintea mea, dacă tot intrați, găsiți la alt amplasament. Eu 200 de metri la vala motorului, cred că se poate plasa oamenii pe sau 10 metri. Da, și vin, vin cu date concrete, dacă vreți. La, la, la Ungru, în... Noi le putem da stânga-dreapta. Acum am întrebat și eu principiul. Voi, care a fost principiul care a stat la baza montării acelor stații în intersecție? Păi a zis, domnule, vine un lucru pe strada X și pe strada Y. Și ca să nu punem să se prinde 30 de metri pe strada, nu știu care, le-am pus la intersecție. Doamne, a fost o justificat. Le putem da stânga-dreapta. Doi la mână, acei oameni care sunt microbuze, firmele care au, ei au un amplasament de stație, aprobat de DCG. E puțin, trebuie să am o discuție și cu ei. Dom'le, ce se întâmplă dacă eu mut stația asta vreo 50 de metri la deal? S-ar putea să-i creez lui un disconfort în sensul că el are opoziția stației. Acolo. Și poate să, nu știu, dar o să discut cu ei. Dacă, deci dacă nu, nu creăm un disconfort din momentul ăsta... E șapte pe remire, e clar, deci mie e stația de microbus. Ce este? Dacă e fără probleme, putem da un pic la deal la Vale, o să am o discuție cu ce să se încurajeze în kilometru. 34 de metri. Așa, o altă problemă. Eu am văzut să zic. Rezolv dumneavoastră. Urba Părilor a fost cu domnul viceprimar la solicitarea cetățenilor în cartele cu aia la cetățenilor. Ei am vrea niște concluzii. Presupun că nu v-a mai dat un raport, pentru că văd că deja ați început lucrările la de reabilitare celor șanțuri și scurte. Totuși, vă rog, pentru că nu cred că s-a adunat să vă să intervenim și pe strada Nemia, aceasta de pe care eu o pomenesc mereu. Domnul primar, cu viceprimar a constatat, au fost scase inundate. Deci pe strada Nemia trebuie neapărat și pe scâne și pe mă întorc la ce am spus mai devreme. Știu, știu. Ar însemna să lucrăm doar în cartierul cu aia. Ați văzut doamna Petrei cu câtă pasiune a spus că în propriu nu se face nimic. Nu. Deci din bănuții ăștia care avem noi trebuie să facem și acolo și acolo și acolo. Deci anul ăsta, deci anul trecut, anul trecut am intervenit pe chimie, pe cartierul Poiana, am și asfaltat, am făcut și acea rigolă. Anul ăsta din nou am continuat cu rigolă, am făcut acele sutraversări. Din nou ne-am dus pe chimie mai la deal un pic ce am făcut noi pe acolo cu parcul. Nu știu cât ne ține bugetul să investim doar în cartierul Poiana. Eu mi-aș dori asta. Mi-aș dori să facem treaba asta mai devreme. Deci, acolo intervenții. Poate mă repede. Acea stradă de Mila pe care o comandez de la Iusie din Deu și până la magazinul Masecăr. Acolo trebuie intervenții neapărat în prima. Neapărat. Vă spun că trebuie și în cartiere. De exemplu, deci noi avem, noi avem nu mai știu, un kilometru jumate, aproape 2 km de șanț betonat făcut în cartierul ăla. Și în alte cartiere n-am un metru. Le echilibrăm de tot. Erau necesare. Erau necesare, bun, am rezolvat parte din ele. Eu mi-aș dori să mai putem face, da. N-aș vrea să, n-aș vrea să vin acum și să promit, stați oameni buni, liniștiți, că eu peste două săptămâni am pus să fac. Nu, este în atenția noastră și ați văzut. Anul trecut am făcut un pas, anul ăsta am continuat, gândim, așa, vedem ce mai putem face. Mai am un minut. Nu mai am. 4 și... Da, vorbim cu domnul primar, dar cum ați văzut? PSD-ul are altă unitate. Voi pune întrebări și atunci nu vorbește. Așa, s-a făcut asfaltarea de la Opol, astăzi, străzii Uzinei, până la oraș. Partea stângă tehnică a drumului, deci malul drept al Buzului, mult teren liber. Prin copopunere, teren de fotbal, un strand, picnic, un loc de picnic,
tot în funcție de posibilitățile financiare. Eu ați văzut că am luat ca prioritate zona aia, deși când am spus că a trebuit să ridicăm zona aia, mulți dintre dumneavoastră ați râs și a zis că nu credeți că se va asfalta zona aia. Am făcut-o mai repede decât mulți nu credeau. S-a asfaltat zona aia, da? Acolo mai sunt de făcut niște lucrări, mi-aș dori ca șanțul ăla care atunci când noi l-am decolmatat până sus, nu este betonat pe toată porțiunea, bine să putem betona. Pe partea stângă tehnică, atât și acolo, făcut un șanț că vin oameni și spun că nu știu ce se mai întâmplă cu apa acolo. Sigur că eu mi-aș dori să atragem niște investitori în zona aia. Locul de picnic e bun și nu știu cât de bun, pentru că trebuie să investim noi și nu știu cât putem noi face și ce putem face, că la trebuie și întreținut. Zona aia este cu potențial turistic. Mi-aș dori să văd, nu știu, sau să găsim niște investitori care să vină să spună, domnule, dăm 2000 de metri în concesiune și eu vreau să fac acolo, nu știu ce vreau să fac. Pentru că e o zonă bună, înțelegeți? Și atunci ăla privatul ar putea să exploateze corect terenul ăla și să facă și noi. Am câștigat și noi niște bani. Nu știu, ăla izdat, dar a fost și concesionat odată, izdat ăla, dar a fost ceva concesionat. Da, a fost concesionat. Nu știu, a fost odată concesionat. Funcție pentru păstrăbărie. Da, nu știu, adică zona aia acolo, eu asta e tot destinația. Avem asfaltul ăla făcut, zona este frumoasă. Unul care ar dori să-și dezvolte o afacere, ținând cont de faptul că turistic, sper ca peste câțiva ani să putem exploata, cine vine să vadă barajul, automat s-ar opri și la păstrăvăria ăla sau ce care ăla să facă acolo. Deci cam așa văd eu. Și atunci mai degrabă să mergem pe ideea când avem un investitor și cred că în luna septembrie vom avea o delegație de la, din Israel împreună cu ambasadoarea Israelului în vizită la Bărmănești, o delegație de oameni de afaceri care să se întâlnească cu o delegație de oameni de afaceri din zona noastră și zonele vecinate. Și s-ar putea să se nască niște proiecte de aici, în așa fel încât și vom fi noi întrebați, dați-ne un teren, noi să putem pune pe la dispoziție, doamne, dacă vreți turistic ceva, hai, uite, îl punem pe la dispoziție, ne plătiți concesiunea și la revedere, dezvoltați ceva acolo. Deci o gândim să vedem ce putem face. Și iar mă întorc, păi facem numai la sălătru. Și vă ceva problemă, deci ultima problemă am făcut. Să am scris să face la Napoli, într-un oraș. Da, domnule, să face la Napoli. Mă bucur că sunt. Dacă nu sunt întrebări, vă rog. Mă scuze. Terminat, asta ca să duc un argument, ca să nu spui până la altă oră. Domnul primar, hai să dăm totul din față. Că ne erați dumneavoastră viceprimar. Și domnul scrisul primar, nu? Am venit la dumneavoastră cu un sistem continuu și noi trebuie să dăm drumul asfaltul globul. Adică, nu mai ține secretul. Așa este, eu am insistat. Da, au insistat, arătat de ei, du-te la domnul primar să semneze de vizii lui vechi nu. Am spus, dar ce timp de anul școlar sunt miți amândoi? Și m-a schemat, m-a semnat la telefon că am început lucrările asfaltului. Este corect. Nu vreau. E o laudă pe care vreau să vă aduc să argumentez problemele, că ăsta e adevărat. Dar uite, de exemplu, legat de amenajarea locului acolo. Doamna Mitterul, mai vreți să uite, de exemplu, dacă mi-ați stăturit și spune, voi renunțați la investițiile în globul pentru să... Nu, da, nu. Și de că să ne conturăm. Mai avem un coleg. Da, vă rog. Așa, m-am bucurat eribil pentru proiectul câștigat pentru drumul de la Lacoș, acolo în satul natal și, într-adevăr, la Lacoș, până acum, nu se prea sunt nimic decât o canalizare care a stricat drumul de la Lacoș. Și care, atenție, și care canalizare și rog pe calea undelor cetățenii să înțeleagă, pe o porțiune de vreo 380 este tehnic da. Și de executat. Și în perioada următoare se vor desface acele coridoare principale pe vreo 300 de metri, va crea un disconfort total al cetățenilor, da? Da. Dar nu avem ce face înainte de a veni cu proiectul de asfaltare, trebuie să avem garanția că acea canalizare este corect. Deci, din nou mai trebuie făcută. Deci, nu mai trebuie aștepta puțin să se termine cu acele lucrări de canalizare, să vă apucați din drumul așa. M-am bucurat de drumurile care le-am văzut, dar mărișterii noștri sunt, merită să aibă asemenea drumuri, asemenea șanțuri, dar și șoseliu merită. Am înțeles că, din discuția dumneavoastră, strada Buciumului sunt doar 200 de metri. Cam de la mine, de la poartă, nu sunt... Așa! Exact, da. Pentru că acolo... Ca să nu avem niciun fel de discuții din partea colegiului.
Facem după poarta mea. Facem după poarta mea. Dar dacă faci după poarta mea, eu sunt foarte mulțumită. Așa. Deci vorba de 200 metri de urmă, termin asfaltul până la poarta Bolșeni, dar mai fi strada Gării, care tot în jur de 200 de metri are. Are mai multe situații. Situația este mult mai grea acolo și drumurile, gropile sunt mult mai mari, dar sunt convinsă că o să găsiți o soluție, să o rezolvați și pe aia. Și nu m-am terminat, nu m-am săturat, aș vrea să interveniți puțin și pe strada Lucii și pe strada Primăverii, măcar cu niște balasturi. Pentru că sunt niște gropi, știu că acolo mai aveți treabă iarăși canalizare. Da. Dar sunt niște gropi care cu mașină de balasturi un pic plasată, cred că ar fi mai bine. De asta am cerut să să vedem din puținul pe care îl avem început. Exact. Simbolic vorbind, dacă vă rămas un punct de material, veniți, vă rog, pe strada Bulgării. Dar de ce nu pe strada Valea Unsului? N-ați luat cuvântul, cum sunteți înscris, este timpul meu. Luați-o. Numai o secundă. Cuvântul râu de la Părbubeni, l-aveam și eu în discuții, dar n-am știut ce... Eu mă duc în general înainte de ședințe de consiliu, mă duc puțin prin zonă și cam văd. Am văzut, într-adevăr, râu și în zona aia spre stânga, este foarte înfundat și au mai căzut niște copaci. Cu ploile astea torențiale și vroiam și eu să spun în discuții. N-am știut ce au făcut cetățenii, foarte bine au făcut, dacă veniți, vă așteptăm cu drag și vă suntem recunoscători după. Drumul este bun. Vă le-am spus când m-am dus la ei. Da, drumul, zic, ura, la mine la poartă e o groapă mare din Costropești, din urmă, nu m-am. Tocmai sunt din Făcuveni, asta m-am luat și eu. Nu, dar bă, nu este. Joseniu este arătat la Tărmănești. Din cauza asta, străzile nu sunt. Aveți scriptic ceva care să confirme că străzile Joseniului sunt arătate la Părbubeni? Da, vreau scriptic. Vreau să văd și eu. Înseamnă că nu există. Mulțumesc de suflet. Joseniu a venit din transfumanță. E, da, da. Te lasă. Da, stimați colegi, încheiem ședința de astăzi. Mulțumim frumos domnilor la televiziune, mulțumim colegilor.